când va vedea Mâine. Dave-ul, va leșina și că Bianca Dar se va oare ce certa cu mâine la ora mantea în direct la și în 4 și la spatele camerelor. 7? La Ai 4 dragul. și la 7. Angelina, ne auzi? Când poți să vorbești, poți să vorbești chiar dacă noi vorbim. Am fost pe live și a zis că i s-a făcut rău. Măriuca. Așa o fi. Vorbiți pe rând că nu vă înțelegem. Aolo, bine că mi-ați atras atenția. Eu când mă apuc la vorbă... Angelina... Da, bună seara, vă aud. Bună seara, gata să vă scot, am crezut că nu vreți să vorbiți. Spuneți. Mă scuzați, ba da, dar nu eram, mi-am lăsat telefonul în salon și okay. M-am avut un pic de treabă, okay. Da, vă ascult cu drag și eu urmăresc foarte, foarte mult emisiunea și tot ce se întâmplă, nu știu ce... Sunt dezamăgită și eu în legătură cu Mihaela, e de, chiar din partea mea. Deci sunteți susținătoare Mihaela. Da. Sărmână. E din zona noastră. Vă iubesc. Oașului, oașu. Ce părere? Ce părere aveți despre Robert? Apoi vă dați seama că nu una bună. Dacă e femeie, doamna Laura, dacă e femeie, nici, majoritatea niciodată. Femeie, doamna Laura. Vă aștepta să joace atât de murdar? Și atât de nu, 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 deloc, no. Deloc, de la bun început am simțit ceva, că afară, nu a Robert, fost ceva. E nesimțit, roda te pup. Da, dar mai ales. A simțit la început că Robert nu este sincer cu Mihaela? Da, 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 eu am simțit și am văzut, s-o văzut asta. Și eu vă iubesc pe voi. Eu sunt curioasă de toată conversația din spatele camerelor dintre Robert și Catica mâine. Părerea mea că nu o va da în totalitate, va da decât esența. Dar cine mai trebuie, doamna Laura, când o împinge de la spate, că dacă nu tace din gură și nu face cum vrea, îl pierde ca și pe cum l-o pierdu mie ela. Cum să spună un bărbat și tu ca femeie să accepti? Păpune acum! Imediat ca femeie, stai așa dacă el îmi pune cuvinte mie în gură și mă amenință cu chestiile astea, înseamnă că sunt femeie de nimic. Că să stau lângă un bărbat, adică cum să mă manipuleze el pe mine ca femeie, în locul ca femeie să-l trag după mine. A zis ce eu a spus Robert, dacă nu spui și nu ți secret, nu recunosc, nu, gen, nu vreau să scot cuvinte neadevărată din gură, și îi spunea că să tacă din gură. Ce vorbesc că e acolo să rămână? Pe mere după capra lui Moise și iapa lui Zoro? Da, așa, că ne-o arătăm, că noi donăm, noi donăm. Ce spuneți, domnul Cristi? A zis cineva că dacă e posibil să vină Lorena înapoi. Da. Doar doamna Amantea și producătoarele. Da. Ce consideră dânsele? Depinde de ratingul pe care îl vor avea, zic și eu. Doamna, sau cât de frică le este de Bianca. Părerea mea că au eliminat-o pentru un motiv da. De nimic bueril, fără talpă și tot cum spun eu, și supresiunea Biancăi. Asta este strict părerea mea. Pentru că Lorena astăzi îi lua fața tot timpul și nu o mai lăsa pe Bianca să facă mărșării. Pe Dorina, dați-i bloc la Dorina, eu pot să-i dau bloc, doamna Laura. Afară javra de Mihaela. Mă, uite, care este? Dacă nu te potolești, cum o cheamă? Cum ai spus că o cheamă? Dorina Ciobotaru, 69. Afară, afară cu ea, că Irina Ciobotaru, dacă nu-ți reglezi vocabularul, părăsește live-ul și dă dovadă că ești o persoană care știi să respecti și vrei respectul tuturor. Atâta timp cât nu oferi respect, cine cum să pretenții să fii respectată? Javrele cum și ar voi fi ca acum ei? Și noi toți să sărim pe tine și să te jignim? Doamna Laura, lasă că poate-i femeie, bărbat. Ia, Antonia, nebună! Antonia, ia mai să te trimit pe tine la Balamuc. Uite, trimite și pe Dorina, trimite-le!
Da, să le prind, că nu le prind dacă sunt atentă la Băi, dumneavoastră, nu. nesimțitele naibii, ce vii, puneți-vă în locul ca femeie, nu-i țin apărare doar așa. Vezi, doamne, ca să mă Sorina o treabă că mă cunoaște băga această doamna Laura. fată. E Lăsați-o să o femeie și prind eu aici, că nu acum permiteți, îi dau nu curte. Nu-i mai permiteți, dar dau curte, bărbați să îi dau facă cu direct voi curte. așa. Poate dumneavoastră de-aia vorbiți așa, că sunteți ca Tinca, ca Robert. Corect, Vreți să corect. treceți Păi. prin situația ei? Dacă sunteți Se femeie. denigra o grămadă acum seară pe live. Cine mă denigra? Nesimțit-o. La mine te refer Nu Roda. zice nimeni să ții cu Mihaela, dar nu Și fă dacă mă javră. denigrau, îți spun eu, știi cine sunt? Românașii și ursoaicele. Ceea ce nu mă interesează. Româna, și s-o pus Sunt pe prea mici pentru măsură. mine, crede-mă. Cu stăpânul Dan Andrei. Sunt prea mici. Și nu mă cobor la Da, nivelul lor. ar Dacă trebui era vreo doamnă vedetă, Ortensia. da, poate că mă simțeam într-un fel. Dar cine? Nici Nici măcar la românașii. Napolact nu e. Nici El este în românașii. Paris. Deci el acum Ar este în trebui. Paris. Știți că puneam dalea geamantane și arăta drumul de la Paris, de cât drumul arăta. Doamna Laura, știi ce a A spus scris Robertul odată pe doamna un live? Ortița că Vă nu se rog că mai să, vreți, poate, să nu pierd Sălina. ideea. Știi ce a Nu spus este posibil, din păcate, Robertul odată pe Sălina un live? Lorena Napoli. Dați-vi voi în cap, răfuiți-vă voi, eu îmi trăiesc viața. Bravo, bre! Și banii noștri! Și vrei să vedem ceva frumos, vrem să vedem iubire, nu pe la spate, Păi cum îți agheți femeie pe la spate, te dovedește-ne și nouă în față. Putea să spună de înainte, fată, pun stop, m-a tras atenția ca Tinca, o iau după 10 bărbați, oricum e tatuată, că nu-i tatuată, îmi retrag cuvintele că am spus că nu-mi place genul de femei. Mihaela, nu-mi place caracterul tău, cum o mai zis și te reproșează, îmi place genul de femeie cum e ca Tinca, punct, la revedere, nu mai dure atâta. O merg la corect. date, s-o călărit, îi o plăcut să pună mâna pe picior de oaș, adevărat, că nu se compară aia, 1 metru și un cucuruz, ca prințesa mea, ai văzut, și în chiloș, și în peleu gol, și îmbrăcată, și regină, și prințesă, nu că e Mihaela. Ăsta e adevărul. Ce e frumos! Și după ce e și chinuită o șanca mea, dă cine mă? Cap de cal și dinți de broască? Nesimțitul ce îi. Băi, păstrează-ți bărbăția, fii deștept. Să nu superi nici polo, nici partea. Aia înseamnă să fii băiat șmecher. Ai înțeles? Să Auziți? împaci și capra și Stați așa barza. puțin, eu vreau să vă pun o Luna întrebare. suferă și tu ce? Ce râd ăștia în chat? Aoleu, Marioara! Deci tu ai o problemă cu asta, De ce au zis în chat că nu vorbesc mai înțeleg? mult ca Spuneți-mi Robert? și mie. Spuneți-mi și mie. Cine credeți că, sau ce credeți, că Tinca îl consideră bărbat pe Robert și îl iubește? Mai Nu. tăcet, vă cred de Ia femei cu spuneți-mi, capul pe domnul umeri. Cristi, dumneavoastră, ca Nu. părere de bărbat, ce vedeți la Hai să Catinca? vedem Cum îl părerea de preia bărbat. Hai, Catinca pe tu Robert? respecti. Nu. Cum îl Uite. vede Catinca pe Robert? Cum îl respectă? Uite Ce ce spune în respectă? chat. Nu, se Ce? blochează chatul. Cum credeți Hai, că îl cum? cataloghează ca statut de bărbat? Se Prostuțul folosește de el unul de altul. Hai mă să stau cu tine acum, gen Fraierul Ionită. ei. Ce Se Fraierul ei. folosesc unul de altul, doamna Cățeluș. Laura. Cățeluș. Deci Cățeluș. mă Cu uitam la părul ea greaț, pielii și creț. ieri când era scufița vânătă. Prostuți, prost, Da. grămadă, numai prostuți. Așa. Mă Cucuruz. uitam la ea când ea era aia vampă, femeia după stradă care le știe pe toate și vorbea cu Leșin, prostuțul vă Virginu ador, băi, și oameni Virginu buni. râdea. Mă uitam la ei pe Exact. Madonna și am zis, frate, nu se poate. Ăsta la 34 de ani. Păi trebuia să le întoarcă pe toate, pe degete. La Ai pula lui. spus adevărat, doamna Laura, trebuia să La împacă și toate capra când și îl barza. fac. Aoleu, a venit chiar ăsta pe noi. Dar cum Ceva și de cât genul. vorbește? Aoleu, iar a venit nebunul. Ceva de genul. Și acum Catinca, asta care e versată și rodată, îl place pe Robert. Mamă. Mamă, frate, a Doamna nebunit? Laura, Să doamna poate să-l Laura, placă vă pentru aduceți noapte, aminte? să aibă un Vă vechi rog de să mă noapte. ascultați un minut. Ieșiți Vă din aduceți aminte, comun. doamna Laura, când a zis doamna Mantea că te Catinca? Catinca, cam de 2 săptămâni, nu vreau să exagerez, nu-ți aud vocea. O tată, o tatonat, o prins slăbiciunea la fiecare și o stat, o văzut care cum. Și după aia a început a noastră să vorbească. Și boschia nostru, sugaciul nostru, cum zice ăsta, Doru, de pe TikTok, care e șmecherul, sugaciul nostru de Robert, a intrat în jocul lui Catinca.
Iacaș. A, și se potrivesc amândoi. Se merită. Nici nu mă interesează. Păi n-ați văzut Doar că să nu mai Dan Andrei acum plângă a în început ea. să posteze de Catinca? N-ați E, observat? nu. Am primit și eu astăzi o poză cu Catinca și Bravo, mama mă. Catincăi. Acum o venerează și pe asta, îi face și eu și Lasă, Catincăi. Doamne, că eu de-abia aștept să se termine sezonul, să termine suferința așa lui Bianca le Ivana. conduce, iar în galele va turna. Categoric, Corect! categoric. Bine le faci! Bianca Stați joacă un puțin! rol foarte bine acolo. Dacă Mihaela va lua banii și trebuie să elimine, sunt curioasă pe cine va mai elimina. Nu Biencuța, că știu. trebuie să dea în cadânele ei. Pe care? Prima care cade va fi Giulia. Pe Catinca deja e bătaie între Cristina și Catinca. Pe care iubești mai mult? Pe Catinca o iubești mai mult ca pe mine, Cristinuca, că știți că a plâns pe chestia asta. Da. Să vedeți Da. Eu părul zic că între Catinca Catinca, și Giulia, iubita. pe care iubește mai Iubita, mult. eu zic că pe Catinca, că Catinca au făcut-o să sufere mult. Dacă nu s-o bate asta la hotel, că în seara asta trebuie să doarmă Asta mi-e Catinca și o să bea frică. Cristina, Doamna să-mi spuneți mie. Laura, până la urmă suntem oameni, ai văzut că ai deschis subiectul, nu vorbim numai așa ca la televizor. Adevărat, doamna Catinca, asta mi-e frică. Mă scoate pe a mea de râd în sărite și când îi bagă oașul mâna în ciutură, Aia mine era rămâne frumos dacă misterucă. ar fi luat Mihaela Cecu. Să fi Că primit n-are Mihaela inimă Cecu rea, filmele finale Doamne, astea, Mihaela n-are un inimă rea. Dacă 14. nu plângea, n-a văzut cum ia după toți, plângea, dar după ea nu plânge nimeni. După ea, fraiera mea, nu plânge nimeni. E, ține Tot dă băieții cu cu ea. pietrenia. De-aia după toți plângea mea, ciutura mea. Plângea mea, are lacrimi, inimă bună, A o scris țărică doamna mie Laura. și ea. Da, E de la spuneți. gură, dar are o A inimă. scris doamna Violeta. Știți, doamna Tot avocată, care Miha, ține cu Laura te și pup. cu Lorena. Așa. A scris că a vorbit cu Lorena și cu mama lui Lorena și este foarte supărată și Lorena este, nu se simte bine Așa. și că nu crede că s-ar putea să intre Lorena dacă ar fi înapoi. Da. Și că am mai zis că ei amândoi au fost cei mai Ar fi votați bine. la cu Lorena și că i-ar fi Dacă să nu Mihaela ia cecul, pe cine Bianca a votează făcut în toate fața astea ei? Pe Catinca. că pentru audiență, adică avea cea mai mare audiență amândoi. Au ajunseseră foarte sus. Și le-a fost teamă să nu dea jos pe Bianca. Corect, asta a fost prima mea părere. Da, La da, da. tot ce am Exact ce a văzut. zis dumneavoastră, da. Exact ce a zis și dumneavoastră. Da. Asta a fost Și părerea mea la bun început. scrie doamna Ortița, da. De-aia mă uitam. Îmi pare rău pentru că în emisiunea asta nu se promovează iubirea și Asta e se cea mai mare susține durerea minciuna și noastră. falsitatea. Adevărat, Dacă doamna Laura, să dumneavoastră rămână. vedeți La urma, și suntem despre asta acum vorbim. 700 de persoane, iubire între Bianca și Ionică și pe ăștia No, să-i promovăm. niciodată. Niciodată Niciodată. nu, după Niciodată. ce Niciodată. afară, Niciodată. doamna. Doamna Băi, Laura, nu atâta timp trebuie amintesc serioasă. când era Doamna Bianca Laura, cu... păi Bianca a mai fost Da, corect. îndrăgostită de vreo 3 ori până acum. Da, Da. cum? Dar cu ăsta, Deci, și... cu niciunul, la toți le mai dădea atenție. Aduceți-vă aminte de Alin, când era cu Da, Alin, da. ea nu mai vedea în stânga și în dreapta. În perioada aia, Bianca a fost cea mai cu minte. Da. Nu avea treabă cu nimeni. Stătea Da. doar după Alin, îl savura pe Dacă Alin. nu a Era fost băgat care în să-l înghită. seamă. Doamna Da. Laura, dacă nu a fost băgat în seamă, despre ce Exact cum vorbim? a făcut și Catinca, a stat pe bancă 3 luni de zile, îi zice Mihaela mâine, ia să vedeți, că a stat și a făcut gaură în Dar ce m-a canapea și plăcut de acum. ori... Da. Și Doamna acum. mea, ce m-a plăcut de orșanca mea când i-o zis la Catinca. Că i-a dat Tu ai curaj, avut Bianca trei și e după trei tare ai plâns. Eu pe am avut unul și plâng după unul. Eu l-am avut doar pe Robert. A, ei. și ce? Da, M-am pupat cu i-a toți? zis, da, Am da, da. ieșit pe cu toți? Păi Credeți-mă ora că aia, ora și aia... Zanii, aia proasca doamnei Mantea, aia albă. Dacă și Zanii vorbește și se dă la Catinca, Catinca ia și pe Zani.
Uitați-vă la mic. Da. E în stare să ia pe oricine, numai să stea acolo. Vă dați seama că Da, vine iarna. Vă așa dați seama că funcționează. vine iarna. Acum la gaze și toate cele, unde să stăm? În frig? La agățat nu merge. Mai bine stăm pe canapea. Luăm pe O zanii, dați întreabă canapeaua, doamna, dați cameramanul, orice. Dați-mi aici, de ce plânge astăzi? Că n-are șef pe nimeni. Da, cum? Ce o strânge Laura a lor spus pe live de... să urmărim emisiunea săptămâna Asta iară viitoare. te Laura, a. apreciem și votăm maxim. Sorina, sârmâna, vă pup! Exact ce v-am zis și eu. Că a zis la un Vezi că o ceva susține toate de avea femeile care pe are un suflet. Doamna Valentina, vreți să urcați sus? V-am urcat. Dacă nu cobor eu, doamna Laura, nicio Nu, problemă. stați O liniștiți să cobor! că nu. Este un Doamna Laura, job. cobor eu? Nu, stați. Doamna Laura, Da, dacă ați spune. văzut, ați observat în promo, Catinca s-a culcat în șură cu Florentina, Robert. te pup! Mă Doamna auziți? Valentina, ce spuneți acum, doamna Valentina? Cum s-a culcat? Adică Da, au s-au dormit mușcărit, doamna copii? Laura. Au S-au dormit. mușcărit? Ascultați ce vă spun, face crize de nervi. La hotel se bate Mihaela cu Catinca. Iar ați citit după alte site-uri? Nu, n-am citit după nimeni. N-am citit după Măi, nimeni. Catinca au vrut să doarmă pe pieptul lui. Ăla înfocat, Da, nu se atâtea doarmă. luni. Ia, interesați-vă să vedeți. Ascultați-vă Da, ce spune. mă, S-a aia culcat cu el deja. focoasă, el focos, că cu Ascultați să vedeți Mihaela ce mea vă nu i-a spune mers. Mihaela. Mihaela o va da în gât și pe, cum o cheamă, Cristina, că se duce la Radu acasă. Aproape în fiecare weekend merge acolo. Ai, mă! Da, Nu, doamna o Valentina, să nu! vedeți acum, de acum încolo. Ai, mă, nu mă Dar sună! Nu doamna vă mai Laura, luați, știți ce doamna face Valentina! Nu vă Laurențiu? mai luați după astea, că Nu mă nu iau știu! după nimeni, ascultați-mă că știu, am urmărit live-urile lor. Le urmăresc, intru cu dumneata, așa intru cu ei și ascult. Așa, și A, că nu cine s-a a tăit spus de că merge bol. Cristina la Radu la... Mihaela o dă de gol acum în emisiune. Amin! Amin! O dă de gol pentru că o vrut ea să sară la Mihaela. Când o sărit, uitați-vă la Catinca să vedeți că o să fie și ea vânătă. Bianca, de ce credeți că o a avut vânătaia la picioare? Hai, mă, termină, doamne, că era descalificat, să spun eu, hai, că Vai exagerat. de mine, S-a nu știți, lovit se la dau piscină. bătăi, se S-a dau lovit la bătăi piscină, acolo. doamna Valentina. Nu, S-a luat la no, bătăi. nu cred asta. Catin, basta, Bianca s-a lovit la Nu, piscină. Atunci a venit lasă-mă, de să vânătă. ridice vocea una la alta, dacă Bine, s-a doamna ciupit. Laura, o să vedeți acum, de acum O încolo, să cum le dă vedem un Mihaela pic. de gol pe ele. O dăm Le și dă pe de gol de ce Cristina va și da, pe dacă bătăi Catinca. nu. Așa ceva. O să vedeți că îmi dați dreptate. Am O auzit că să și vedeți. Nu e Cristina adevărat, nu va se fi bat. Nu e desalificată. adevărat. Da, e adevărat, Cristina va dar vă fi... spun Nu, pentru nu, că. nu, nu vă mai luați după... Mihaela, Nu, Florentina, Florentina, nu. nu. Nu va No, fi bine. descalificată, Bine, descalificată. doamnă Auziți, Valentina. uitați, scrie Unde aici, pot... unde Doamna pot să Laura, trimită a un uitat video. Dar de aici Laurențiu unde ați pot auzit trimite ce un face, video. că sparge. Uitați-vă și în chat. Doamna Ce Valentina, nu mai face faceți Laurențiu? chestiile astea, că nu este nimic adevărat și sunt mulți care vă cred. Nu mai vă luați după alții. Nu se întâmplă așa ceva. Ce În video? seara asta, de exemplu, vineri seara, unde merge Laurențiu, știți? Să spuneți. Trimiteți-mă, doamna Laura, dacă aveți ceva, orice. Ce anume? Stai Vrea să să trimită spun. cineva Mere un la video. meciul Da, ăsta, uite când este spamează. un meci cu unul care îi place lui și Cum se vine de numește? Să-mi acolo. scrie pe Messenger. Ok, Să-mi scrie pe bine. Messenger-ul meu, Orice. Orice Laura filmări. Casa Iubirii. Și acolo Bun, să-mi bun. trimită și filmulețul. Și tot ce aveți, Marine, și Marine, vreți să-mi Marine. vin la cunoștință, îmi Bun, bun. trimiteți pe Messenger-ul meu. Bine, Doamna mă duc Laura, și de una Laurențiu, da, Marine. hai. Da. Pusii. Bine. Du-te-mă. Doamna Laura, una Marine, o femeie, se Unde? vede după Cine postări, după vorbește de alea, o Laurențiu? femeie serioasă. Uite că nu Cine poate ieși vorbește de din... Laurențiu, doamna Valentina? E foarte bun, eu țin cu Laurențiu. Nu vorbește nimeni, Valentina, el face nu, ceva. știți ce se întâmplă? Haideți ca Adevărat, să vă și adevărat, doamna explic eu pe Valentina. doamna Asta. Valentina.
Eu pe doamna O Valentina să spargă vedetul, o să vedeți o ce cunosc face. de foarte mult timp, de când Face era crize de nervi. într-o bancă, vorbesc cu dânsa, dar dânsa Da. are un nepoțel în Italia, parcă doamna Valentina. Doamna, Și mai dă Elena, uite informații aici. așa, din ce citește, din ce Exact, aude și n-am dânsa cum să a spun de venit unde de știu. Preiadu. Acel video Să de unde a vorbească venit de pe la rând. Radu. Haideți să vorbim pe rând, că nu se înțelege. Auziți, eu una vă înțeleg, dar dâns și că nu ne-ar Dar înțelege. ia-o în seamă, te rog, din suflet, ca poate vă trimite acel Pe video, cine? doamna Marine, Marine, acel, unde da, o găsesc? acel video Să vă scrie acolo. trimit. Cum venea de la Radu. Da, doamna Marine, Exact. Urcă treptele, vreți să vă urc sus? urcă sus treptele Urcați și mere, sus, e doamna filmată de Marine, vă rog paparazzi. frumos. Că vă bagă doamna, o ies eu și intrați dumneavoastră, vă rog, dar trimiteți-i la doamna Două, Laura, că ies eu, acuzați, dacă doamna sunteți Laura. Uitați serioasă. că vreau să Da, urc cel din uite, fața sus. uite cum o trimis Da, doamna ies Laura. eu. Ies și eu. Ies și eu. O Dar ies, eu nu sunt haideți, aici. doamna, urcați în sus care vreți, dați acum că avem. Haideți ca să Doamna ascultăm Marine, părere. urcați sus, vă rog Laurențiu din nu a mers la suflet. meci, nu a găsit bilet. La ce meci, doamna Dobreanu, la gala asta Erixes? Înseamnă că nu e adevărat. Dacă era ceva adevărat, Dar ce doamna. spunea? Ia stați că văd că acum am de Dar să cineva. trimite video cum vine Cristina de la Radu. Tot o spamat. E unul Jacob. Cine e? Îl cunoașteți? Nu știu de ce mi inspiră mie că Nu. va fi o persoană care să mă enerveze. Nu vreau să-i dau că nu o cunosc. Și nici nu mi inspiră. Are și un câine la profil. Foarte Doamnă Olin. bine, Robert este foarte supărat că primește numai hate-uri urâte. Păi, oare de ce Foarte nu sunt bine, își faptele merită lui? soarta. Cu ster. Da, doamna Oli, spuneți. Nu m-au întrebat, între timp eu am ieșit, am intrat iar susținătoarea cu ei era doamna care spunea că a văzut-o pe Cristina că s-a dus la Radu acasă. Nu este susținătoarea nimănui așa. Eu o știu pe doamna, deci nu Ok. credeți tot. Dânsa are un nepoțel mai micuț, cred că e pe la liceu undeva, și îi aduce știri din Italia, ce citește, ce mai aude prin comentarii, și dânsa le preia ca și adevărate. Ați înțeles? Deci Da, am nu e înțeles, femeie doamna. Am competitivă, citat că o aici, cunosc de la puterea ferească, dragostei. Dar doamna. le preia și dânsa așa din comentarii. Eu acum am început să selectez când îmi spune dânsa, că am Da, zis că... că... Ați înțeles? Ok. Da, nu. Nu. Mă gândeam că asta ne așa am vrut să zic că doamna are și ceva filmări ca să știu dacă Nu. poate să zic așa ceva, că deja sătulă cu chestiile astea, cu vine și acuză ceva pe baza la nimic. Înțelegi? Nu, v-am M-am explicat agitat. ce se întâmplă M-am cu dânsa. agitat aici degeaba. Ferească Dumnezeu, ce Nu. oameni. Păi, eu Mulțumesc zic, frumos, doamna, deci n-ați scuză-mă. vrea să vedeți telefonul meu. Deci n-ați vrea să vedeți Te telefonul meu. cred. Telefonul meu e plin cu poze Cred. de la Kinga. Ce treabă mai am eu cu Kinga, că nu-i înțeleg, dar în sfârșit. Să nu facă Kinga că și-a picat piercing, că stat nu știu cum, că a stat în cap. Deci eu la 2 zile sunt obligată să șterg din memorie, că gata, mi-l umple. Da, că acum sunteți publică și trimite. Ok, Asta e. seară frumoasă, numai Mulțumim, de-aia am vrut că e mulțumim deja sătulă, mi-plin podul și am zis că mă, dacă vorbiți, să vorbească cineva pe la fel. ceva Vină, fapte Paul, concrete și Cătuș. pe dovezi, că Bună, de doamna. minciuni și Stați de din asta liniștită, mi-plin doamna podul. Oli, că eu de 4-5 ani de când sunt pe meseria asta, pe emisiunea asta, știu care sunt știri false, care Cred. sunt mai puțin false și tot așa. Doamna Oli, a Ok, fost seară seară pe frumoasă, vă live-ul doresc. Cristinei. Mulțumim frumos, doamna Oli. Eu zic să nu mai credem decât persoanele care văd minut
de minute emisiunea și live-urile. Și doamna Valentina Iorga, Bravo! vede, credeți Valentina Power, da, votăm Mihaela toată strada. nu ai ce Yes! face, doamna Pup, Laura. De pup, ce, pup, pup! Alina Ionită, te deranjez? Dacă te deranjez, Hai de ce să nu o nu te lăsăm pe live-ul? Mihaela, Nu vă te rog din înțeleg. suflet. Mă milogez de Ce voi, zici mă de plin în faptele fața Catinguelli și voastră. al lui Robert Mona? Dezastru! Dezastru! Un mare mincinos. Eu am știut de la bun început, chiar dacă multă lume nu m-a crezut de la început că Robert este un fals și că nu are nicio treabă cu dragostea. Hai cu El a mine, vede venit și și mi-a plăcut Mihaela. foarte mult Ajută la de somnul, Adelin, că primești că l-a bloc. citit din prima și a spus: nu, băiatul ăsta e pe jocul lui, nu are nicio treabă cu dragostea. Și acum Dan Andrei spune că l-a adus staful ca să dea Mihaela, în luminița. Robert. Dar toate fetele au dat în Robert. Doamnă, nu mai vorbiți peste doamna Laura, mai lăsați și pe alții. Nu ne dăm seama, dacă ați fi și dumneavoastră sus, veți vedea că nu. Se întâmplă să mai citească din comentarii. Și vai, săraca Mihaela, cât suferă acum din cauza lui Robert. Corina, că suferă, e mai mult părerea mea, e și optica aia. Da, Exact, nu neapărat Chiar că dacă suferă n-a fost exact. bine, că aș minți, deci aș minți acum, chiar dacă sunt susținătorii Mihaelei, n-aș mai fi eu. Aș minți să spun: mamă, dar dragoste de asta nebună între Mihaela și Robert, Nu, și nu, nu, Mihaela nu, îl nu, iubește și îi vine să-și taie venele de focul lui Robert. Nu, aș minți nu. pe Nu, bune. nu, nu, nu chiar așa, Și cred nu, că nu. nici dumneavoastră nu ați putea să spuneți că Mihaela e gata, terminată de focul lui Robert. Dar este mai mult orgoliu ăla. Băi, Exact, ne-am că-l înțeles că ne vede și... susținem, că facem înțelegerea să ajungem până în finală. Și acum ce faci, mă? Te dai la asta în fața mea? Păi tu ai fost gelos doar pentru un dans și ai făcut tam-tam 3 zile la rând, Adevărat, doamna tam-tam cu Laura, Cosmin. așa e. Adevărul. Așa este. Și acum vine asta și spui că vrei să te pup cu ea, că să doarmă pe pieptul tău dacă nu ai fi Ce făcut și zici? altceva sub căruță. Prin cum? A. Da. Adevărat. Adevărat, pam, pam. A, ce să mai zic? Despre ce Amândoi vorbim? Nu-i normal, cred că orice om, fie femeie, doritori. fie bărbat, băi, hai că nu mă iubești, du-te, puii mei, gata, nu mă iubești. Dar e Respect. o înțelegere între noi, să ne suportăm unul pe altul, indiferent cum, până în final. Și acum ce Da. fac, mă? Te văd în ochii mei cum mă trădezi? Și cu cine, Adevărat. mă? Și cu cine? Că Sim. știți cum e, când are bărbatul o amantă, spui: bă, dacă ai amantă, să fie mai bună ca mine. Dacă Adevărat. îți permiți Și-o o spus amantă. Nini. Și-o spus că Nini îi place de a că-i tatuată și acum ți-o schimba părerea. Ai, eu văzut caractere Doamna și te Laura, alături știți de că el. Lorena, stați așa puțin, este plecată în Mamă. Spania, nu știu, nu știu să-ți spun. Deci chiar nu știu și de fel, poate N-are nu cum să vă plece, vine că să trebuie să vină credeți, la eu nu mai am filmări. treabă cu ei, decât dacă îi văd așa pe telefon, dar eu nu mai Doamne am treabă. dragă, La Mihaela e mine e treaba falsă. cât dă Falsă exemplu ești la tu. tine. E în țară, auziți, nu, Be, e în be, Spania, nu be, știu, Mihaela. este Vezi la că te mama cheamă ei. spre Păi tine, mama ei unde Mihaela. este Cristina? În Dulgherea, țară, mama capul ăla. Lorena. Este în țară, sigur. Este cu șo... Da, bine. Ăsta, cum te cheamă? Luis? Dă-mi tu dovadă că ești educat, te rog frumos. Dacă vrei să rămâi pe... Adina, te voi invita. Hai, urcă sus. Doamna Laura, eu o să ies să vă apreciez. În toată seara mă uitam, numai n-am avut curajul să intru cu voi. Îmi place foarte mult și o să mai intru și mâine seara sau Cu când vă mare, mai mare vede. drag, cu mare, mare drag, îmi Vă doresc din tot mulțumesc sufletul frumos! să vorbesc cu toți telespectatorii, chiar Da, dacă Bibi, chiar sunt la iubi. susținători ai Vă altor mulțumesc din concurenți. suflet, să aveți o seară Cu mare bună! drag, mulțumim la fel, o seară liniștită. Bine, dacă ți se pare Haideți! tot falș acolo. Doamna Nici nu o Laura, să... Ce spuneți? băiatul nou o place pe Mihaela? Cred că da. Mi se pare un băiat de moment, astea sunt părerile, cât l-am văzut câteva L-au minute. cam speriat pe Mihaela.
cu cluburile, că Nu el cu cred, cluburi. nu cred. Sau Nu ce e, dar știi ați tu văzut din... că Robert deja a început să-i bage strâmbe Da, la băiat. da, adevărat. Și Mai multe după, dar copeistri. Robert nu că bagă strâmbe doar la băiatul ăsta, credeți-mă, referitor de Mihaela. El bagă La la toți. toată lumea. El Da, vorbește și da. cu Catinca, vorbește și cu Bianca acum. Deci el când prinde momentul și are draj pe cineva, Da. păi, seacă, cu Radu ce făcea? Cred că și șoferul de la autobuzul ăla care îi Da. cară mașina lor și cameramanul știa tot ce îi face Radu lui Robert. Ăsta e Da. Robert. Robert pe cine prinde, toacă psihic. Adevărat. Da, Până nu Radu, spune el. i-a zis-o în seara asta, Radu. Dar ați Deci, văzut că până luni. nu prea-i convenea când spunea îmi place de Mihaela și am venit pentru Da, Mihaela. Aha, și eu cu cine da. mai fac? Și de asta acum el se cuplează cu Catinca, părerea mea, în Ca să o pice pe ciuda lui Mihaela. și de frică să nu rămână fără cuplu. Și de Da, asta să am nu. spus că Da. și Catinca ar fi făcut cuplu și cu Zani Broasca, dar și Robert. Da, Da. da. La fel, ca să nu rămână pe din afară, că dacă n-ai Da. cuplu, te zboară, că spune ce mai faci. Și Nu prea următoarea care va cu... zbura, părerea mea, că va fi Giulia. Doamna Că nu Laura, mai are nici când să facă. da. Nu mă prea Dar cred eu cu în chestia locul asta. Mihaelei, Pe cuvântul meu de onoare, dacă nu m-aș cupla cu Cosmin. Da. Doamoriu, Așa ar fi doamnor, cel dar mai nici corect. Cosmin nu Nu știe. știe ce vrea. Dar ce, prima sau De ultima, Catinca, trebuie te să sau se Bubi, lege, abia trebuie aștept să-și ziua. lege. Știți cum e vorba aia? Trebuie să-și lege Cosmin sacii de căruță Nu, imediat. dermatolog, doamna Da, Laura, da. nu e stare ăla de Și conte de atunci, pe dacă aia. tot dăm în falsități, păi hai să mergem toți. Că de asta spun eu acolo, e o încurcătură de mațe. Da. Deci care pe Păi ne-am care? văzut ce v-a Ia spus mă tu, mie du la mă tu, ia masă. mă tu. Dar dragoste ciuciu. Ne-am Dragoste văzut ciuciu. nimic. Că i-a E spus zero. Mihaela la masă, Vlad, la adevărat, dar Cosmin, ce să zicem? că tu Da. gândești ca mine. Și pe Nu aceeași știu lunghime de ce. undă cu mine. Da, că eu spun lucruri pe nume și nu știu ce. Nu Adică știu ce mi-ai să zic de bătea Vlada, că apropo, nu, da. nici Vlada nu prezintă Vlada, încredere. știți care e faza? Cât este cu Antonie, este ok. De acum. Da. Dar în momentul când a văzut-o pe Catinca, să te ferească Sfântul, zici că se transformă, zici că e vrăjită, zici că Da. aruncă cu tămâie pe ea, nu știu. Salia și ea să nu fie singură, că a văzut cum merg Păi da, treburile acolo, dar doamna demnitatea Laura. Lorena de ce? Lorena de ce nu s-a aliat? Păi Mihaela, nu, că... le dă așa la temelie. Ușurel. Am văzut că e Da. Laurențiu de partea ei. Păi da, dar Da, nu uite, mi se pare. Deci de credeți-mă, parte... dacă... Unde-i demnitatea mea de femeie? Păi m-am dus să fiu cățelul Da. Biancă. Nu mi-e și mie Nu, rușine ca femeie. adevărat, știu ce spuneți, dar uite, vezi? Sunteți unii că Antonii este pe live. Vă place Antonii și Vlada. De Antonii foarte mult. Vlada îmi place când e în prezența lui. Când e în partea asta, la altă nu. Fapt că ea a venit de 20 de ani să spună că Mihaela n-are minte la 30. Dar ce ar fi vrut să facă? Să... Ce? Ce a făcut cu Cosmin la masă? Că dacă stau să le iau pe ele la bani mărunți, le scutur de le bubui. De iar plâng 2 zile prin spatele camerelor. Da. Laur nu se bagă, Lorena e capabilă să poarte o discuție. Perfect. Perfect. Antonii face reclamă. Ce părere aveți despre acel video cu Antonii? Am spus Moise Monica în vlog, nu mi se pare nimic wow, e tânăr, este bărbat și dacă ele ca femei se duc, să mă ierte Dumnezeu. Dar Apoi ca ele ce bărbat. caută în Păi cluburi? le păzește Spuneți-mi Bianca, și mie le ce caută o păzește femeie într-un Bianca, club. Ce le spuneți? păzește copoania de pe Bianca. Spuneți-mi și Spuneți-mi mie, și mie. Dani, puneți și mie galben. Mere bodyguard-ul cu ele. Da, dar spuneți-mi și mie ce caută o femeie într-un club. E. Citește, învață vreo rețetă de mâncare, învață Șaturi, cum să cante. șaturi, beau Cred. bețivacele de cacă pe ele. Da. Dar mi-a plăcut de Ionică că el la 12 a fost în casă. Cred că a făcut ciorbă. O fi spus că avea anteloze. Nu știu, sărăcuțul de el. Mi-e milă de el. Că leși. Așa. Și dimineață când a venit Bianca,
Cred că a fost Măciucă, să pună măciucă, adevărat. zarzavatul, știți că zarzavatul se pune verdeață, o punem la final la ciorbă. Dar ea a fost prea somn și era prea amețită și nu, lasă că pune tot Ionica. Dar Termină ciorba, dacă Ionica, se până la urmă. aprinse după bărbați, ce nu pleacă ca Nona Mersi și ca frumos. Patrick? S-or înțeles, s-or giugiuit, n-or mai s-or giugiulit, Uite n-or cum mai stat cădea paharul împreună acum și din mână. ceau. Cum să plece, doamnă? Cu cine să plece, doamnă? Că nu-l pune pe la nici să-i care plasele afară. Ferească Dumnezeu! A, dacă avea cașcaval, da. Pa, pa. Să vedeți ce se îndrăgostea și ce-l pupa. Dar cum Doamne, să doamne! nu? Dar mă mir că nu i-a pus întrebări. Dar eu l-am întrebat de servici. Dar zic că l-am întrebat și pe ăsta nou, Bianca. Ce lucri? Când o zică pe cluburi, că e din ăla, manager, nu știu ce. Și cât îți în relație? Ia, doamna, cu interogatoriu. Vezi în studă pamacioc ăla tău. Vă aduceți Că aminte las... primul sezon ce întreba Bianca prima dată, bărbații? Nu, că nu m-am uitat la primul. Serios, că nu m-am uitat. Vă spun eu ce mașină au, unde lucrează. Bravo. Și acum s-a mai cizelat un pic. Domolit, da. Ea Păi așa, prin învăluire. zis că Acum tă, doamna 5 Andreea, minute cu a eu evoluat nu foarte se mult în râdea casa iubirii. de Mihaela și de Robert. Și Robert nu zicea nimic. Păi când a zis Robert? A zis vreodată Robert ceva? Cum poate să ia Robert cu româna și lui? Și mai ales cu Ionică. Mona, doamna Laura. Da, Mona, zi. Radu rămâne cel mai șmecher și educat deștept din casă. Are momente când este chiar deștept. Și chiar i-o dă Biancă-i, Biancă-i este frică de Radu. Da, Da, clar. și Da, Bianca doamna Laura. i-o I-o dă. dă, dar nu mai tare ca Radu. Și mai Da, închide gura ea că l-are la Radu are mână cu putere. faza. Vrei să fii tu prietena cea mai bună a Cristinei. Și Da. acolo îl cam blochează. Dacă Robert avea sentimente pentru Mihaela, o O consola. consola. Auziți? Păi aduceți-vă aminte când se certa Adevărat, Cristina. adevărat. Doamna Miruna. Când se certa Mihaela cu Cristina și cu Da. Bianca, când s-au prăduit una pe alta, Robert i-a venit să ia partea Mihaelei sau ținut cu cineva? Nu, Robert avea o problemă că de la Radu a pornit. Da. Cu Radu Deci a avut el n-avea problemă, dar nicio treabă Radu și-a cu lăsat nimic. omorau. N-avea Adevărat. nicio treabă și el țipa în continuu că de la Radu a început. Păi de ce de la Radu? Că Cristina s-a dus și a spus că Bianca i-a dat cu mâna, așa. Dar Robert avea o problemă. Robert e foarte enervant. Robert n-are nici la picioare, la Ce cap se are ce are. victimizează, ce se Bună victimizează. seara, Irina! Bună seara, tot eu eram și cu Jacob, dar eram pe contul lui soțul. Nu mai Că... puneți conturi de-astea că nu bag pe oricine. Fapt că Da. imediat v-am dat accept. Sunt susținătoare Mihaela, sunt vecină cu Pe Mihaela lumâna. și Aoleu, pe ce bravo! să ascultăm? Vecină cu sat vecin, cum să spun, nu A, nu, vecină de stradă, de Ah, ușă, de... nu sat vecin, dar în mare spun. Vreau să spun pentru toți românașii care spun că au dovezi de Mihaela. La sat se află totul, orice mică greșeală ar face o fată. Da, Nu s-a aflat așa. nimic. La noi în zonă se află tot oașul, nu Așa. satul. Tot oașul. O Da, doamna multă Irina, presă. ce se spune? Ce se spune despre Mihaela? Că eu n-am Bă, auzit. numai cuvinte de laudă. Numai Nu, cuvinte de nu, nu. laudă. Ce spun românașii? A, că au dovezi că Mihaela e nu știu cum, că Mihaela e... Și le-am cerut dovezile Că să dea Mihaela e cum? dovezile. Păi nu. Cum e Mihaela? Ce spun? Știu. Că au dovezi cu Mihaela, nu știu ce dovezi. Au decât dovezi, dar nu spun Exact. și ce Nu, dovezi. nu, nu, nu au spus că ce. Păi Ce au spus? asta spune Dan Andrei de, cred că, Păi, exact. lună. Păi le-am spus, voi dacă aveți dovezi, dădeți în Mihaela din prima, din Categoric. prima. Și uitați cum Categoric. mă exprim eu.
Nici Da, nu Robert, pot să tare mă bine se explic. cuprinde Exact că așa se Cristina vorbește l-a la mine în făcut zonă. cazul. Păi vă spun eu, Doar dacă bine avea e. ceva să o incrimineze pe Mihaela, înainte să posteze cu Bianca asocierea, că automat au scos-o din barcă, prima dată posteau ce aveau la adresa Mihaelei ca să o denigreze pe Mihaela și să-și Adevărat, doamna Robert, Laura. și după aceea venea cu asocierea cu Bianca. Adevărat. Robert, din păcate, și-a pierdut foarte mulți susținători din cauza că s-a Foarte asociat cu mulți. Bianca. Foarte Foarte mulți. mulți. Și ceea Mai ce dă ales în Mihaela de la mâine, fericirea asta numai cu o Catiuca. femeie lipsită de suflet n-ar suferi. Chiar și dacă nu a fost iubire, faptul că tu m-ai mințit în față și m-ai Corect. trădat, nu pot să iert. Nu aș putea Corect. să iert. Deci, Corect. vă spun sincer, Mihaela e foarte calmă ca fată. Deci eu, Adevărat. dacă eram acolo, mă turam cu Robert pe jos. Ai văzut, Vă doamna spun Laura? sincer, O vă spun, femeie dar e matură. calmă. Dar Nu nu poți poți să să fie spui tu puștană. că, eu înțeleg, nu gândește atât de departe, dar nici nu vrea ca să facă rău ca Bianca. Păi ca să faci tu rău, trebuie să gândești. Emi, te pup. Trebuie să gândești, să ai o minte diabolică. Mihaela e o fată simplă, ca la sat, o fată care nu Oh, ar deranja pe cel de simplă, lângă cum el. ți-am Dar zis, dacă, înger, când o înger. scos din sărite, oricine ripostează să rămână acum. Normal, că e N-ai singură cum să... împotriva Și vă spun sincer, alu e White foarte aia. calmă. Dacă noi oșenii suntem oameni harnici, suntem oameni de omenie, ți-am dat cămașa de pe noi, dar și Așa e când ne-ai adevărat și călcat pe demonstra coadă, Mihaela. te eliminăm. Corect, dar știți ce lipsește în sezonul ăsta? O femeie mai fermă. Dacă Mihaela era un pic Mai vocală. mai vocală și mai pe secundă, Și dar o o singură știi, și pe doamna Bianca, Laura. praf. Dar e o problemă. Laurențiu a încercat foarte multe cu Bianca și toți, dacă vă aduceți aminte, și doamna Mantea a intervenit și a zis mai subțire cu Bianca. Auziți, Catinga De ce? și-o luat țeapa De ce? vieții ei cu Că este Robert. finalistă. Auziți, Catinga și-o luat țeapa ei cu Robert. Țeapa vieții ei, pentru că e intrat băiatul ăsta Adelin, e bombă. E exact pe gustul ei, nu-i pe gustul Mihaelei, Nu, că e și șmecherit. asta mă doare sufletul să-ți spun, eu atât cum Băiatul, mă e plimb. șmecherit. Dar Nu-i pe gustul Catinga s-o legat Mihaela. de Robert și-o intrat băiatul ăsta și s-o legat acum. Nu mai poate să lasă pe Robert să dea la Adelin. Și Eu Bianca zic sunt că o de lasă pe adevărat, dar liber. nu durează Uite, mult, stai să să vezi. vedeți, uite, lăsați-mă să vă spun încă o chestie. Să vedeți dacă iese Lorena din emisiune și nu se mai pupă cu Laurențiu, să vedeți cum o să-i fie greață la Bianca să-l mai pupe pe Ionuț. Bianca l-a pupat și a fost drăgăstoasă cu Ionuț doar în fața lui Așa Laurențiu. îi, doamna Să Laura. vadă Laurențiu. Ca să, dacă Laurențiu, păi Laurențiu cu Lorena s-a văzut. Și când s-a certat, s-a certat, și când s-a iubit, s-a iubit. Dar Are și... dreptate, doamna, că astăzi în grădină, cred că nu l-a pupat de 3 ori. Dar Pentru că eu, era, Catinga, dar o dar spus, să, doamna o să Laura, mai vedeți, devreme. o să vedeți, Bianca și în gale l-a pupat, văzând că Laurențiu pupă pe Lorena. Corect. Altfel, vă spun eu, și Bianca o joacă bine pentru final, că Nu ne vede place că pețiva. lime, Corect, corect. dar și cu Robert, eu Bună, joacă la Robert. Gigi Leonard! Acum te-am văzut. Știi de ce eu joacă la Robert? Bianca nu-l vrea pe Robert să câștige finala, l-ar vrea pe Ionică. Da, Și departe, Robert nene. îl apasă, pentru că Bianca știe concret Radu va câștiga că Robert cercul, va pierde doamnă. susținător când va da Mihaela și ce va face. Și Robert, cu faza ce face mâine, că vorbește pe ascuns, și-o S-a lua terminat Max. cu Robert. Robert singur și-a tăiat craca de sub picioare de când s-a împrietenit cu, Acum s-a nu-i asociat cu Bianca. Chen Bianca ia cecu.
O spus ăla din partea aia de zi, Laura, cum îl Nu, nu, cheamă? mâine se filmează gala. Mioara, nu crede de lucrurile astea, n-a spus Dan Andrei, cine Așa știe o unde ai zic, nu auzit? doamna Andreea, iubirea mea. Zi. Dan Andrei. Da. Păi Nu, dacă n-a mâine se spus, n-a filmează gala, spus. de unde să știe? Că numai mâine Păi se n-a spus, filmează. exact, n-avea de unde să știe. A o fi citit Doamna la Laura, instituție pe o la... dat prosteală la oameni, că le aduce. Vreți să vă A spun o spus că chestie? n-a spus, Dan Andrei. Ai citit undeva sau ai văzut un vlog pe undeva și ți-a rămas că Dan Andrei, de la Dan Andrei a auzit. N-a spus, Dan Andrei a spus, mâine vă anunț că mâine se filmează gala. Da. Eu am fost atunci. Să vă spun ceva. Eu nici în voturi nu cred deloc. Pentru că Mihaela e foarte votată. Deci numai la noi Da. în Oaș o susține multă lume. Deci pe strada mea e votată Mihaela. Bătrâne, eu le-am învățat să voteze. Le-am încărcat telefoanele cu cen să voteze. Adică mie nu spunem, luna lui August, Mihaela a fost foarte votată și uite că nu i se dă niciun cec. Dar dacă ar lua Mihaela un cec, Bianca ar crăpa. Deci, atâta mi-aș dori. Direct, Nu știu dacă direct. mi-aș dori să câștige atât de mult finala, că decât să-i dai acum în nas la Bianca să iei un cec. Vă spun mai mult Ia. ca sigur, dacă se va lua după voturile reale, majoritatea, cei care au ținut cu Lorena se vor îndrepta spre Mihaela. Am văzut acum seara, toți erau pe la Mihaela, chiar s-o mira și o spus Mihaela și V-am când mi-o venit să zis? Pentru că plâng. se vede cu ochiul Cum să liber. nu? Deci, cum să nu fiu puternică când văd că câtă lume mă susține și mă iube? Și adevărul că asta e. Avea de 1000 V-am pe like mințit, pentru doamna ea. Laura, că am uitat de la dumneavoastră după aia. Ce anume? Un hate nu a primit Mihaela sau un reproș. Nu știu dacă au fost 5 din 2000. Adevărat. Știi cum curgeau? Susținere, susținere, vorbe frumoase. Capul sus, capul sus. În viața mea l-am văzut. Doamna Băi, Laura, vreau mâine să de vă când mă întreb uit pe ceva. live-uri la ea, atâta susținere, Mă scuzați n-am un văzut de pic. când mis. Da, Doamna spune. Laura, ați văzut azi toată Sună-ți emisiunea? voturile. Da. Și ați văzut concurentul noi cum a intrat? Da. Și vă aduceți aminte ce a spus Bianca? Vă zic doar A. ce a spus el și după aia ce a zis Bianca. A. L-a întrebat dacă a avut relații și a spus că a avut o singură relație și după aia ce a făcut. Și eu zic că a avut aventuri. Și Da. Bianca a zis de acolo, cum aventuri? Relații? Nu, doar aventuri. Și câte aventuri a avut? Adică pe asta o interesa Bianca, credea că o interesa câte aventuri și cum eu să lasă la aia, că eu nu Să mă nu pot. fie numai ea gen cu Da, aventuri mai deci multe, să mai aibă un asta pe mine mă partener. șochează. Jegoasă. Sincer, capabil femeie să aibă la 27, 28 câți ani are ea, și o întrebe câte aventuri au avut. Mai multe întrebări eu Dar pus Catinga la ăia și Bianca nu ca mă mire să-l Mihaela. întrebe și cât de mare o are. Ai, ai. Pe mine știți ce m-a șocat la ea? Nu știu dacă dumneavoastră ați observat. Când i-a adus pateu de ficat și a Da. întrebat, dar de ce e? Și el i-a spus, de pui. Iau că Nu, mor cu de pui doamna vrei Laura, nu fi. mai pot. Deci focul ei e să nu o faci grasă. Deci acum voia să susere pe ăla, pe Ionică, că i-a adus de pui. De ce? Că mă vrei slabă? Ceva de genul. Zic, mă uitam la ea, zic, Doamne, frate, deci asta e bolnavă. Deci ea n-a mai putut să-mi Da. supere pe Sorin, că a spus Sorin că vrea femei fit. Auzi, ce Și când a auzit că i-a cauta adus ăsta pateu de pui, aoleu, și tu mă vrei fit? azi în grădină îi spunea lui Bianca că ce a venit ăsta la ducă cum vine degeaba. Îmi scol baba că mi-s în Austria, eu la băbuște, eu fregherină. Îmi scol baba, de vine aici și o pune aici pe live cu mine. Nu vă vorbește nemțești, eu nu mai pot cu voi. Vai, de 4 ani vine aici în Auziți, ia Austria. spuneți și mie, cum se votează? O dată pe săptămână sau zi de zi? Sau de mai Zi de multe ori? zi, iubire, nu? De Zi de câte ori zi, eu vrei, știu numai ce să sufletul ai. meu. De câte ori vrei, poți să stai așa și să faci în continuu vot, vot, vot? Dacă te ține buzunarul. Și cât este un mesaj? Adică un vot. 1,15 euro. A, dai puțin numărul. Un euro. Doamne, că dacă nu Păi toți și banii de dacă aici de dăm la Austria 30, îi dau. 1 euro pe zi, ori 30 de zile, dai 30 de euro pe lună, Da. zic, mai puțin un vot.
Păi câți bani să bagă în voturile astea, că ne puneți cu cap? Ei, spune Mamă, doamna, ce 10 voturi. doamna Eu n-am Laura, votat de mai mult de cum? 3-4, că nu-mi permit. 10 voturi? Ori 1 euro, 10 euro, ori 30 de zile, 300 de euro pe lună. Păi ce am făcut? Am băut benzină? Dar banii mei unde s-au dus, doamna Laura? Că mă duc acasă, spargea meu capul. Trebuie să mint. Că miras fac aici în cameră. Circ fac cu mia el asta. Mi s-a pus pe inimă că dau foc la toată Austria. Am mâncat o grămadă de bani și uite că nu mi-a țăpă pe primul loc. Și mai și Auzi, plânge. auziți, doamna Laura, vă amintiți și la PD cum Poți Bianca să râzi, era, doamna tot Laura, că mi-s Bianca, chiernită. era M-am prietenă cu mâncat. Mari, cu Talida, cu La Deia. Bianca Comănici. Da, Bianca, și după Da, atunci nu emisiune erau le-o pe dat la bani. tete cu piciorul în fund. Vă aduceți Corect, aminte? corect. Exact așa și Bianca. Deci eu nici la PD nu am suportat-o pe Bianca deloc, deloc. Deci mai bine o parșivă, Vă adică nu o parșivă, mulțumesc, doamna una Mărea, care, sunteți minunată. păi, pe Minunată față, că am rămas orice fără decât bani și una uite ce face care Robert să cu a mea. ascundă. Pupioc, botul e de Acum mai zâna mea, rog, că toți doamna banii la Miara, sunt. nu mai vorbiți cu ceatul, că nu se aude, eu n-am înțeles ce ați spus, doamnă. Acum mai nou, Bianca a Ok. făcut-o pe Cristina să se îndrăgostească de ea, cu pipăiesc-o, atingem, Doamne, Maica Domnului, ieri. Nu, dar uitați-vă la Cristina. Cristina nu vorbește și nu pășește până nu cere validarea Biancăi Exact. inscribii. Doamna Laura, dacă ai fi fost asare pe live-ul lui Bianca, Cer era scuze, îmi pare că n-ai fi. apropiat. Și Îmi cum ar pare fi că viața sunt de rău. noastră? Când mai prindeți faze de genul ăsta, Dar filmați. încercam pe telefon să vină, dar nu Adrian, habar n-am, că Adrian, n-am alt adevărat. telefon și nu știu cum se fac ca să filmez. Auziți, doamna Era un Laura? ciudă. Dar nu mă plâng, Da, doamnă spuneți. Elena, terminați. Auziți, doamna Laura? Păi, Dar de Cristina, toată de ce nu inima, că s-a mutat merită. din cameră? Dan Andrei a spus pe live, vai, că staful nu vrea să o mute pe Cristina. Băi, și când s-o dat în emisiune și Cristina, Mai băi, dar glumesc cum și poți eu. să mă minți în Nu-mi pare față tu rău. ca om? Deci nu Doamnă spor. Elena, Eu am sunt intrat alat. și cu la Dan Andrei, cu Doamna Dan, Elena, nu mă contrazis, mă i-am spus de mine. De ce doamna o Elena, mutați? De ce că dați n-are să vine? niciun Dacă n-are nici Bianca suntem, să mai vorbiți facă. pe noi că nu se mai înțelege! Doamna Irina, vreau să vă răspund la întrebare. Știi de ce nu vrea Bianca cu Cristina? Pentru că Bianca nu mai are cum să se mai masturbeze. Scuzați-mă de expresie. Nu mai are libertatea ei ca să poată să libereze ormonii. Nu. Nu. Asta nu știu că nu sunt în măsură, nu văd, nu. Nu, vă spun părerea mea și acum dumneavoastră gândiți cum simțiți dumneavoastră. Bianca, ca să-și facă manevrele ei singură și să nu aibă niciodată martor la ceea ce face, la discuțiile și strategiile pe care le face cu Robert, cu Dan Andrei și cu toți și cu ursoaitele, nu Ei vrea bine, să cu aibă tot. martor în cameră. Chiar Și dacă ea o ține pe Cristina cu piciorul pe gât și Cristina nu are voie să facă niciun gest fără aprobarea Biancăi. Și atunci a băgat pastila Mâna proastei, urcă nu pot să o sus. numesc altfel, fată, tu stai la Mihail acolo, că o urmărești și știm tot ce face și tot ce mișcă. Tu stai ca un spion. Și nu-i fă lua asta pe plac, lua șanca asta să stea ea singură. Da, interesul a fost ca ea să fie singură și proasta că e proastă, a spus, da, cum să-i dau privilegiu Mihaelei să stea singură. Auzi, păi dar Mihaela s-a bucurat când a spus Cristina că se mută de la... Păi și eu m-aș fi bucurat. Păi du-te, fată, și stai cu Bianca, că mie e foarte bine să Păi stau asta singură. i-a spus Mă Mihai. culc când vreau, mă piș când vreau, mă spăl când vreau, fac like când vreau, e foarte ok să stau. Cum? Și eu m-aș fi bucurat. Și mai ales, păi, dar ce bo... Deci teatru ce l-o juca Cristina, păi n-am fost atât de supărată nici când o... S-o despărțit de Radu, cum o boci după... Ce-o crezut că să fă victimă? Vai, doamne, că uite ce-o Corect. jimit-o. Mihaela, și până la urmă tăieși-o la ei, că lumea nu-i orbă de acasă. Nu-i orbă. Corect, corect. Lumea nu-și pierde degeaba atâtea ore să urmărească la TV și ca să te rădice pe tine în slă. Și mai ales cu Radu. Păi, dacă nu era Radu, Cristina era zburată de când lume. Știți de când era zburată Cristina? Da. Înainte să Eu plece v-am zis. Nona.
înainte să fie descalificată nonă. Adevărat, doamna Vă Laura, spun dar sincer, cu mult. mâna pe Așa inimă, la e, prima ceartă, dar când Radu n-a vizibil. mai vrut-o, când a zis de ea, nona era în casă și în gala aia, țin minte sigur, am vorbit cu om de acolo și mi-a spus, dacă o vezi pe Cristina, mai are un pic și leșină, de frică că va fi eliminată. Și după a fost Da, vedeți cum descalificată stă. nona. Ce-o privire are, zici că e speriată de bombe în gală. Ce frică lui să nu Da, dar mai nu, Da, mai și nu mai bucur uitați-vă să că iei. tot ce vorbește și tot cine vorbește la adresa Bianca, ea este mai ofticată ca Bianca. Da, V-ați da, uitat când da. De se schimbă la coață. Auzit, acum vă întreb eu pe cât suntem pe live, 500 de persoane, de Cristina. Cine-i mai rău la suflet? Îmi ia la ta. Îi rău, că spune toată lumea că e rău din emisiune, că era la suflet, Nu. sunt românași. Păi, dar e vrea să vorbească cu Cristina. Dar Cristina, dacă e atât de bună și atât de pură, de ce nu vorbea cu Mihaela? Stă în cameră cu ea, se întoarcă cu spatele. Bă, dar cât de mare jigodie să fii? Cât de mare jigodie să fii? Și când i-a spus Mihaela Javră pe live, la noi Javră să înțelegi mecheră. Că ești mecheră. E altul înțeles. La Auzi, noi eu se n-am folosea știut asta. cuvântul acesta. Este niște regionalisme. Și dacă vă aduceți aminte, el o discuta cu o săptămână înainte că i-a spus Mihai. Și nu a fost deranjată Cristina până ce a dus Bianca în Păi, eu zis, emisiune Mihaela, ți-am zis că tu te subiectul. n-ai fost deranjată. Apoi a fost deranjată Cristina după ce l-a Da, adus Bianca. aveți dreptate. Păi nu, că el e sfinte, el e în fața ecranului, este măicuțe și în spatele emisiunii se fac în tot felul. Și faptul cât de jigodii să sunteți voi să ieșiți în E club și ca la practică, mișto puteai Mariana. să zici câtă Mihaela și câtă Lorena. E Veniți și practică. voi fraierilor, prostelor, Doamnă, pe ce handicapatelor, a veniți spus și voi. Mihaela? Doamnă, ce a spus Mihaela? Doamna Manta, dacă m-am certat cu Bianca, nu le mai lasă pe fete să vorbească cu mine. Păi eu de ce am Adevărat, spus că a da. instalat teroarea și monarhia în Eu casă? mă gândesc să tem de Bianca să nu le voteze spre A, păi Elina. Suleiman, varianta feminină. Prea cadâne, cadâne peste cadâne Deci, lângă ea. știți ce mi-aș dori? Că acum Lorena îi afară, ca Laurențiu să se bage în cuplu Bianca Ionuț. Atâta mi-aș dori de domn. Numai așa să-i dea Da, exact ca când a fost cu scuzați-mă un alții. pic. La Orient a spus aseară pe live că o să aștepte ceva, să ne uităm la emisiune, că o să fie ceva important. Sigur, Laurențiu o să fie de Bianca. 100% că o zice ceva, Laurențiu, pe live. Acum, important e și faptul că o descalifică, adică că o elimina pe Lorena. Adică, Da. e Dar un sigur o să scop. facă ceva, Laurențiu, în zilele astea. Că spunea aseară pe live că o să fie ceva Știi show, ce ceva pare divin, bine? spunea. Că concurentul nou văd că stă în cameră cu Bună. Laurena. Bună seara, Antoneta, spuneți. Antoneta. A, este doamna, cred că am intrat odată, nu mai știu. Spune Robert, Ionuț a început să mă înțeleagă. Păi, dar cine dracu că Ionuț te înțeleg din cauza Biancăi? Că numai Ionuț te înțeleg din toată casa. Adică spunea Dan Andrei, pe păi toți cine intră în emisiune dau un Robert că spus de asta. Hai, las-o dracului. Las-o dracului că toată lumea dă. Păi toată lumea îl vede cine Dar spuneți-mi și mie îi. un concurent, unul singur, dați-mi și mie un exemplu, care l-a plăcut pe Robert și a stat cel puțin 3 luni și a spus, da, Robert este perfect, voi sunteți nebuni, Robert este un om calculat. Nu. Sunt Auziți, impresiuni spune decât Dan Andrei. Ionica, dar Ionica, dacă îl vedeți și luați bine seama, de multe ori Robert vorbește cu el, dar el este prin Robert, nu înțelegi? Dacă îl întreb ce a spus Robert, nu știe să spună, că gândul lui e pe capul Și sorcovat. adevărat, Vă dați seama Doamne, ce dar... chin este pe Ionica să stea cu el în cameră? Da. Că spune o vorbă de 20 de ori, te face psihic. Psihic, adevărat. Doamna Antoneta, ne auziți? Nu s-aude, că care e micro, nu Da, s-aude. nu știu să...
face conexiunea mai greu în anumite zone. În spate râde de el. Moise, cine? Ionuț cățelul Biancăi. Ce a lui Robert? Să stai cu un așa în casă, scuzați-mă pe mine, dar trebuie să ai Nu, că dacă nu îl băteam nevitat. cu păcălețul. Bianca i-a zis lui Ionuț ce nu vrei să câștigi premiu. Da, dacă Da, ești atât eu de zis în competitiv, de grădină. ce nu vrei să câștigi? O zis că nu mă interesează, zis eu, că vin pentru iubire. Dar și ce ăla te-ar deranja sau nu știu. Zice, coasa, pe ea stă acolo de Stați că a 2 spus ani, Dana Andrei normal. că mama lui Robert și mama lui Ionică le trimite merinde, nu știu ce, șuncă, nu știu ce Da, să brânză, le nu știu ce trimite și zacuscă. bombe de la Israel. Lui, dacă îi trimite lui Dana Andrei, eu mă spânzur. Păi Nu, nu era nu, vorba, de el era vorba. În casa iubirii, la concurenți. La copiilor, da, mi se pare corect și eu, dacă aș fi, Vai, aș trimite. singura care le-a mulțumit din suflet a fost Bianca. Pe bune. Păi Bianca, când e vorba de Papa Ferească Dumnezeu, a fost la Patriția și a mâncat toată mâncarea de se ducea de 3 ori pe meci. Despre ce vorbim? Pe la pe Laurențiu, ăla măcar e bărbat. Ei, da. Ăla e bărbat, nu Dar se duce ce în casă. Bărbații jucă mănâncă s-a și mai ales dacă simțit trage de fiare. Dacă femeie, să mă ierte Dumnezeu. Ce jumită s-a Mai simțit a zis că a greșit, făcut Radu, Caterinca aia tractor. de ea. Dar ce Ce mi-a spune plăcut. domnul Cristi? Nu i-a zis Radu Radu, greșit, mulțumesc tractor. frumos de cadou, Radu, mulțumesc mult. Da, păi s-a supărat că a făcut-o, i-a spus Tractor. Radu. Au zis ce mi-a plăcut răspunsul Mihaelei când i-a dat Bună, penul și-o Radu, referi, bună. posibil că distruge tot în... Păi, uite, Raul, poți să scuze-mă că vă se spui că e proastă, blochez. Mihaela, ce răspuns frumos o dat elegant la Radu. Eu, Bă, adică, eu l-o dat apărare. Păi cum? Distruge... Mihaela se înțelegea cu toți, numai că din cauza că o ținea la Robert și ca să nu-i facă rău, Corect, era în corect. toți. Chică sine Corect. aici, știa că nu e adevărat. Recunoașteți că Mihaela și-a pus toată casa în cap că-i lua partea lui Robert. Da. Exact. Da. Și acum a Deci, văzut că Mihaela, a da, s-a făcut pus bine ce a făcut. nesuferită. Bine că avea și ea o doză de răutate la început și că spunea că iese cu aia prin geamuri, cu Bia, și că râdea de ea, că i-a împrumutat sandalele Emei, a avut și Mihaela părțile ei rele. Dar până s-a integrat. Acum, ultima dată, văzând cât de urât a lucrat Robert, când a văzut-o pe Bianca aliată cu Robert, cred că și Mihaela a A luat văzut cum o ținea Robert pe Catinca. Auzi, Acum, zice. pentru episodul de mâine, cum o ținea, credea că Bine, Cristian am la văzut. bătaie la Bianca, la Mihaela. De spate, o ținea de spate. Ați văzut? Episodul de mâine. Robert pe Catinca. Păi Catinca a început să plângă și vrea să-și dea ecusonul jos, să părăsească emisiunea, că spune nu mai pot, dar eu Și nu știu doamna de ce nu mai Andreea nu a poate. fost Cred că a făcut corectă cam când mișto Mihaela așa. o dată O în vrea casa și ea mai să proastă. face. O vrea și Eu ea sunt să face. constipat de la cremvuș, că am văzut Doamna ce are în Andreea frigider. nu a fost corectă, Lume că toate. odată tot Mihaela o dată în casa fetelor. Când Catinca după ce era vinovată, tot e cu gura mare. Ai, termină, Denis, du-te și te culcă, următoarea Ce-a gală Mihaela făcut? va fi eliminată. Ei, a, Stai Denis. Da, parcă păi blochi Denis sau. știe. Stai Denis știe liniștită, stai multe. liniștită, Denis, că Mihaela Da, e dar susținută. n-a Și fost nici nicio statul dată. nu aruncă concurenți votați, că de Băi, nu acolo l-a cunoscut câștigă. pe Denis. Poate Denis și de tu ai doar făcut așa la de rândul tău dumii ca ca să vă Robert, domnul enerveze. Denis. Și Mai ales, acum, pardon. Denis, dar Mihaela. de unde știi tu, Denis, că gala următoare va fi Da, Mihaela Denis. eliminată din Niciodată. moment ce nu s-a înregistrat gala? El spune așa că să ne enerveze. Păi da, Dar el așa. noi, dar Da, normal, auziți, în da, momentul pe de urma lui, față de cel mai adevărat mult să ne rating îl plângem, face Mihaela și Robert. A Staful visat, nu dă. adevărat. Nu dă. Afară. O place mantea pe Mihaela? Nu pleacă. Foarte bine. Mary, acum vom vedea pe Doamne, cine Dezu place doamna placă, toată Andreea, pe producția. Bianca sau pe... Este treaba Dumneata ta cui? de știi. Bine, domnul, cu Da, informațiile, Denis, tu cred că bravo. ești biladen. E Bun, treaba lui tu de vii unde din știe. Israel, acum ne aduci informații, du-te, culcă-te. N-are cum să o Ai dea aflat? pentru că în cazul Dacă să... ești ironic, Denis, atunci
Să nu ai pretenții să îți vorbească lumea într-un fel. Da, Știi nu-mi cum pasă e? mie ce zice, că mie ăla nu pleacă. După cum vorbești, așa și primești. Mai Eu m-am ales că uitat tu cu te ești Denis. de incult, domnul Denis, de la Berzovia. Poate că te-a O informat venit Bianca. băiat pentru ea, nici din greșeală nu pleacă Mihaela. Poate nici baba Catinca, dar nici Mihaela mea nu pleacă ca idee. Acum Ia m-ai lăsați-l pe Denis enervat. care e chef de ceartă. Hai să te văd, Denis. Ia, lăsați-l pe mâna mea. E, Ha. Denis? Ha. Lăsați-l pe Bună mâna mea. Ia zi, Denis. seara, ia spuneți. Ce să spun, În mai dorea primul să te rând, cerți cu noi? doamna Mioara, vreau să... Dar Numai nu-ți puțin, doamna pare rău Laura, am de și ea, o mă, întrebare. omul lui Dumnezeu? Nu-ți pare rău de ea la Dar ne cunoaștem Mihaela? prea bine. Ascultați-mă 2 secunde, vă rog frumos. Ne Da, cunoaștem prea hai. bine de vă permiteți dumneavoastră să vorbiți așa cu mine. Nu trebuie să-mi permit, mă ia după vorbele care spui, următoarea gală pleacă Mihaela. Eu ți-am dat răspunsul că sunet susținătoarea ei. Nu va pleca. What? Problem? Și mai frumos nu știți să vorbiți? Păi mă enervez atât că nu-i nimeni care Păi și comentează dacă vă susțin Mihaela enervez, care... susțin. Dar Așa, lasă și să fii care este și tu problema? bun, susține-o și tu, nu mai tăta atâta. Nu Păi ce vreau o să ții susțin. De ce să pe susțin? capra de Doamnă, pian, Denis, nu se știu să poate plece spune că tău ești să rămâi bărbat aici și la că te iubești Bianca. frumos cu În femeile. fine, Doamna doamna Laura. Laura. Doamna Mihaela, lăsați-l Doamna pe Laura. Pian. Da. Ai spus Doamna că ești Laura, bărbat și cu că tu iubești dumneavoastră... frumos cu femeile și că Laurențiu a vorbit urât cu... Păi și vorbesc destul de frumos, nu? Eu E, n-am și vorbit că destul de vorbim... frumos? Hai să fim bărbați până la cap. Dacă tot ne dăm bărbați, hai să fim bărbați. Hai să Păi n-avem și un n-am top vorbit... de la. Păi și Și n-am să vorbit tragem la frumos? răspundere. Că după A, păi... atacăm pe alții și spunem, păi ăla nu e bădăran, că uite cum vorbește cu femeile. Denis poate susține pe cine vrea. Păi bineînțeles că pot Dar să susțin pe susțin. cine Dar cine vreau. Păi și dacă n-am să vorbit frumos, susțin? doamna Laura. Denis, de ce interpretezi numai cum îți convine ție? Că ei ca ursoaicele. Ți-a spus cineva Da, să nu cred că ții de cu acolo Bianca? vine. Ți-a spus cineva să nu Da, ții cu Bianca? am văzut, Ține, Andra, frate, cu am ea văzut, până la Andra, că capăt, bate... până în finală. Nu ne Dă interesează să pe ne noi. Am urmărească văzut, tot Andra, că v-a vorbim de terorizat, că Bianca. numai ele vorbesc. Păi și Da, cine vrea să vorbească doamna dacă Laura, fete... care-i deranjul? Că n-am înțeles. N-am Nu înțeles că vorbiți? vorbește peste dumneavoastră și n-am înțeles. Care este Pentru deranjul, în ca primul doamna rând? Laura să ne întrebe pe noi ce ne deranjează, nu ești tu aici moderator, e life-ul tău. Dă-l jos și trimite la culcare să meargă la Bianca să-i aducă mandarine. Ia uite, el ne ia Ce că ne la vorbește pe ea? răspundere. Denis, Dumnezeu, cine ne vedeți ce urât înțelege un vorbește? lucru să ne oprim? Înțelege un Fereastră. lucru pentru totdeauna. Bianca a deranjat Da, foarte spuneți. multă lume. Foarte multă lume și nu Foarte avem noi multă ce lume. să vorbim cu Tu vii. susținătorii ei. Când omul Că este plâng oamenii din nervos, cauza când ei. omul este cum este și vii și spui Bianca e cea mai bună, Bianca vă Am. face pe toți. Păi atunci nu-i toată lumea să arunce cu roșii în tine. Dar nu Doamna trebuie, Laura, doamne, vedeți unde să-mi vi susține vine aici ceva. în chat, că tu Doamna, nu păi ești am zis eu moderator. ceva de... Numai Vreau puțin, doamna să întreb Dulgheru, ceva din sărona. Denis. Numai Denis, Andrew, puțin, vreau numai să întreb puțin. ceva. Denis, te rog eu frumos, vreau să întreb ceva. Ai fost așa pe live-ul lui Bianca, fii sincer cu mine, nu mă minți. Da, poate să meargă și la Iohannis și Doamna la Leo de la Steaua. Doamna Vreau Ioana, să-mi spui lăsați-l un răspunsul pic. lui Denis. Vreau să fii Ela, te sincer cu pup. mine și să-mi spui dacă ai fost pe live, că eu nu știu, că nu am văzut dacă ești sau nu. Spune-mi De ce adevărul. sunt de la... Sunteți de unde sunteți Adevărat, dumneavoastră să Bianca, vă despărți Hai, toate Denis, nu cuplurile, da te cu pup, urechiul. doamna Spune-mi, Oana. vreau să-mi Să întreb rămână. ceva. Spune-mi dacă ai fost sau nu ai În primul fost. rând, doamna Laura, am zis eu ceva în seara asta despre Bianca? Nu, nu. Vreau să-mi întreb ceva, că Ai am zis scris în ceva și am chat. fost revoltat. Și Ai... vreau să-mi N-am întreb zis de în ce. chat, a zis la anumite doamne aici că v-a disperat pe mine asta, toată seara a vorbit, numai ea. Numai dumneai, scuzați-mă. Eu Care? citeam ce a scris chat, eu n-am vorbit de niciun Care? conferent. Care? Dumneavoastră, doamna Mioara, care? Foarte bine! Poate mă bagă și pe mine în producție și o dau pe mine, pe Bianca afară. Ți ciudă? Dă-te jos! Eu v-aș ruga să încercați să Măi, vorbiți mai frumos cu mine, că nu sunt nici băiat. n-am vorbit V-aș ruga vulgar. frumos să încercați să vă... Da, Am doamna vorbit Laura. vulgar? Am vorbit Ascultă-mă! Eu vă rog frumos să vorbiți frumos cu mine, că nu Suntem... sunt nici băiatul dumneavoastră și nici nu ne Vorbiți permitem, în frumos primul rând. și la dumneavoastră să las vocea mai jos. Nu pot că eu am fost la operă. Hai că acum o dăm în șmecherii. Eu soprană. Denis, Bine. Nu te-ai 5 găsit un degete la așul o cu mână. mine. Denis, sunt 5 degete la o mână. Niciunul nu se potrivește cu niciunul. Da, dar nu este Adevărat. ok, doamna Avem Laura, dacă eu nu vin fiecare să jignesc pe caractere nimeni aici, diferent. de ce să... Păi dacă eu Asta nu vin nu să vorbesc jignesc pe urât. nimeni aici, de ce să fiu Denis. jignit? Denis, Nu te-ai am băgat jignit în pe gura nimeni, femeilor, ok? mai bine ieși. Eu Suntem 5 am intrat femei și pentru pitici la noi. dumneavoastră, atâta tot. Ce tot se bagă Denis! seama cu mine?
Denis, Ne-ai suntem atâțâit, 15 mei omule, și ne-ai tu ții la provocat. noi. Dar în schimb, Poftim? spui de... suntem Ne-ai 15 provocat, mei. doamna Laura, Miara, lasă-mă că am Miara, lasă-mă enervat. un pic. Doamne, Miara, lasă-mă un ferească-mă, pic, te rog Dumnezeu frumos. de tot. Suntem 15 mei, Denis, Maria, și du-te la tu culcare ții dacă te supăr. la noi. Te pun Marcela. Și nu am spune-te țipat la deloc, dar nu... Urediciu că este Nu am bătărat și că țipat. îi vorbește Vă unul lăsați... dintre mei. Corect. Și a vorbit și vorbește în continuare. Da. Și care e baiul? Păi uite că Eu și tu nu am faci zis la că fel vreau ce respect. face la Eu nu fac, dar nu mă lasă să vorbesc. Nu păi trebuie să mă fac auzit. Păi ce vorbești contra noastră? Păi că n-am vorbit nimic, păi... că eu am intrat să vorbesc cu dumneavoastră, nici de cum cu telespectatorii, în primul rând. Las-o pe doamna I-ai dat Laura o dată să bună. Vorbească. I-ai dat o dată bună la doamna Laura. Ai scris și dau de 10 ori, de... mă contabilizați Dar dumneavoastră, de câte ori trebuie să dau bună de ziua. Tu respectul meu. Ai început să ne atâți că ai văzut că o susținem toți pe doamna Mihaela. Următoarea gală va pleca Mihaela. What? Dacă vivi, salut, stai jos, te uiți, dai... Corect. Dacă este așa, dacă este așa, dacă este așa cum Ce? Zic eu, să nu vă mai prind pe live-ul ăsta, ați înțeles? Ce anume? Deci dacă cum este așa cum a zis eu, că Mihaela va pleca, să nu vă mai prind doamna Mioara, că mai ridicați un cuvânt în fața mea. Îmi cer Denis. Scuze? Denis are cum să da, faci un doamna, da. În care face ta? Rating și care e destul de votat. Păi statul Bun, mai statul, vedem. Staful nu o să eu știu sută la ține mie pe că s-a Julia pus care are 10 eu, voturi. Păi eu știu sută la mie că s-a pus condiția, dacă nu dai pe asta afară, plec eu. Vai, a, așa că nu vreau să vorbesc. Nu, no, nimic, 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 nimic. Stați un pic, că o zic ceva, Denis, stați un pic. Haide că nu am chef să stau de vorbă a, păi și cu... Atunci Bianca face emisiunea? Laura, vine cu nu știu eu dacă face Bianca emisiunea, nu am vorbit atunci nimic despre... Atunci toată România să se uite la Bianca? Păi dar cine e Bianca? Că deja ne-a scris de două sezoane. Ia stați un pic. Denis, mâine se trage da. Gala. Mâine iese Mihaela? Vorbim în privat, doamna Laura, nu mai vorbesc nimic aici. Ai e hot acum, e unde ai cum vrei tu. N-ai cum să știi, crede-mă. Păi nu, dar deja asta-i presupusul tău. Mă oftic așa, adică nu ne cunoaștem prea bine și doamna gata, Laura, începem cu discuții de genul. Păi, stai liniștită ca și Bianca sezonul trecut. Tu cunoști pe cineva, trecut. Dar sincer, tu cunoști pe cineva de aici în afară de mine? Îi cunoști așa în afară de mine pe cineva? Da, mai sunt anumite domne care nu știu. De ce? Păi din moment ce tu vezi că toate sunt agitate. Dar eu n-am zis nimic de niciun concurent. Place. M-ați auzit pe mine, am intrat când eram în gală, când mă uitam la gală, Denis, da? V-am salutat și am ieșit afară, n-am zis nimic. Nu a luat ca Robert, zis... pe toate spunem zis... că le agiți. Dar m-a lăsat să vorbesc sau nu m-a lăsat să vorbesc? Păi e bine, Robert, hai, vorbește, Robert. Nu mă temă, hai, Robert, vorbește. Nu mai vreau păi să vorbesc. Păi dacă noi îi spunem toate, că vezi că ne suntem nervoase, că suntem agitate și tu vii și pui paie pe foc, păi nu-i normal că sărim toate pe tine? Da, mai te-am auzi, zis, doamna Laura, ce am zis, păi dacă ne aducem aminte și Bianca la pe opus condiție să o deie pe Roxana afară și sta cu o ținută și sezonul 2, o vrut să o ție, că au făcut rating și materiale. Care Bianca Da, exact. Bianca nu a pus condiția că pleacă acasă dacă nu o dă pe Roxana afară. Și ce a fost altceva da? Acolo, stimată doamnă. Nu e aveți... din ăla cel mai frumos. Lăsați că pe același criteriu merge. Unde vezi tu dragoste și iubire în casa iubirii? Unde Nici. Vezi? Nu e acela auziți, la ceva. Ia, stați puțin. Eu vă spun ceva. Știți cine își luase arfele Biancăi? Kinga. Da. Aduceți-vă da, da, da. Aminte, Kinga credea că emisiunea fără ea nu merge. Până a călcat exact. Staful pe coadă. Da, și da, Kinga, seară, într-o gală, când nimeni da, nu de la... vă dau cuvântul meu de onoare când am citit pe telefon că mi-a apărut mesajul de la Dan Andrei, sau nu mai știu cine a... Dan Andrei a postat. Mi-a căzut telefonul din mână și a zis, băi, stați așa că am greșit. Nu e Kinga, cum să fie Kinga? Ok, și spuneți-mi, vă rog. Ok, vă uite sunt de acord cu noastră, doamna Laura. Știți ce o să facă? Bianca o să marșeze exact ca Kinga. Ea o să creadă că ea este miezul și că emisiunea asta nu merge și că ea începe să pună condiții cum făcea Kinga, de eu deci de ce mă plim, dar care-i problema voastră? Dar asta sunt, dacă vă convine.
Da, doamna Laura, Lasă dar una e Kinga Bianca ajuns și cealaltă bine. e Kinga. Doamna Laura, Bine, Kinga a ajuns bine, bine. Denis, mai vorbim. O merg la RSF a, păi, și da, s-o făcut Bianca, banii pe barba ei. Când o intra, dar Bianca caută bărbați cu bani. Telespectatorii în grevă și nu s-au mai uitat la emisiune și rămâne doar staful cu Bianca în emisiune, ce o să fac? Exact. Dacă o elimină pe Mihaela, s-a dus ratingul jos. Elimin telespectatorii susținătorii Lorenei. Elimin susținătorii Mihaela. Vreți să vă mai spun ceva? Doamna Laura, vreți să vă mai spun ceva? Zi. Nu vă mai spun, lăsați că... Cu de-astea, știi că știi cum să făcea chestiile astea la grădiniță. Știți că v-am zis că sezonul viitor Bianca va fi moderatoare? Aha, cred că niciodată. Deci, bă, gata, o elimină pe Pantea. Ce v-am zis eu acum două ori? Că iese Radu și cu Bianca în față deci, și iese și doamna Mantea și pleacă doamna Mantea. Deci, ascultați-mă ce vă zic aici. Eu sunt de la Timișoara, dumneavoastră sunteți de la București. Eu vin la dumneavoastră, hello, dacă hello, nu este așa, zic eu. Și eu sunt de la Timișoara. Ce facem? Ne-am dat seama. Denis, n-am dat seama. Ai grijă să nu spune să mângeze pormă lumea ca cu Robert. Exact, și așa. Exact, este cuvinte hoșane, gură, rămâne și când te va vedea lumea, crede-mă că o să spună, iar a venit nebunul ăsta. Iar ce mai întâlnesc eu la Timișoara, Laura? Dacă nu se controlează, să vă dau adresa doamna Mioara, vă interesează? Auziți, Bianca nu-și mai permite ca să facă materiale în ultimul timp pentru că își pierde relația. Unde stați? La țară? Unde stați? Piața Traian. Așa că nu. Piața Traian. Mă bucur. Da, eu stau unde e pentru Mihaela. Da, 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 cu siguranță, să nu uitați. Mă găsiți la sala la Olimpia, dacă vreți să mă găsiți. Dar nu mi-ai răspuns. Ai deviat subiectul care te-am întrebat și tu nu mi-ai răspuns. Vedeți, ați dat o glumă aiurea pe live că mă ofticați, Denis Robert 2. Pe bune, nu înțeleg ce se... Aiurea. Spune-mi, te rog, dacă ai văzut la Denis, dacă eu acum te fac eu, Haris. Denis, păi eu dacă dumneavoastră ați intrat pe live-ul meu, aveți impresia că eu aș lăsa pe toată lumea să vorbească așa cu dumneavoastră. Dar sincer, e urât. Și ascultă ce spun eu. Dacă eu acum te fac Iohannis, crezi că te face și toată lumea Iohannis? Nu. Dar în urma faptelor, ajungi acolo. Asta nu înțelegi tu. Dacă eu te fac acum pe tine că ești Iohannis, crezi că toată lumea o să spună Iohannis? Nu. Deci dacă te fac într-un fel în care semeni cu personajul ăla, o să-ți spună lumea așa. Auzi, Denis, exact așa s-a spus și la PD că Bianca va fi moderatoare în locul lui Andrei. Ei, ce moderatoare? Că prezintă o emisiune, cine să uită la ce, nu știu ce prezintă. Așa poate va ajunge și Bianca și Radu, la fel, la ceva... Nu pe canal de. Exact. Niciodată. Dar unde? Pe online. Antena 1, unde poate să ajungă? Online. Ferească-mă Dumnezeu. Nu e Bianca Comăniți. Să nu exact. Spui că lasă, intră că la știri. Merge cu ăsta, face o line. Măcar Bianca Comăniți avea susținător și avea cine să urmărească. Bianca nu are atâția susținător ca adevărat. Bianca Comăniți. Adevărat. Da. Corect. Uite, poftim Denis. Doamna Laura, acest live în care Denis spune că Bianca șantajează concurenții și condiționează cine să rămână în casă, va ajunge la staff? Să ajungă oriunde. Eu n-am zis că șantajează Bianca concurenții. În momentul ai spus că dacă Mihai pleacă, eu plec. Ce înseamnă asta? Poftim? Dacă tu ai spus... Dacă asta așa. Își face rău cu mâna ta. Am dat eu nume de, am dat pe Bianca da. Aici pe live la dumneavoastră. Am Denis, dat eu nume de cineva. Descarc. Da, am dat eu nume de cineva. Doamna Laura, nu da. Agite, era vorba aici. De Bianca. Da. Vezi, da, sigur. Aici. Vezi da. Cum o dai? Iar por mă spui, nu uite ce spune doamna Laura. Face mișto de noi. Nu dau nici v-a spus. Face mișto de noi. Face mișto de noi, doamna Laura, pe bune, dacă nu. Un concurs pe cineva. Face mișto e problema lui. Haide, doamna Dugheru, spuneți-mă toată întrebarea aia. Fapt că eu respect foarte mult pe doamna Valentina Iorga când a venit și a spus
ce a spus, imediat am spus, nu, doamna Valentina, și v-am explicat și ce se face, doamna, crede toate cele. Ca să nu strice reputația, n-am lăsat-o, eu îi spun, nu, de, nu mai vorbi, nu, nu mai, nu, dar fost aici, că rămâne live-ul și toată lumea o să spună, tu ești, mă, ăla care aberai. Lasă că schimbă poza. Da, doamnă, da, așa este, așa, așa să-mi zică. Treaba ta, Denis, e problema iar ta. Iar dacă este adevărat, cum zic eu, s-ar putea să nu mai aveți glas. Iar dacă este adevărat, cum zic eu, s-ar putea să nu mai aveți glas în fața mea. Deci tu spui, s-ar putea să nu mai aveți glas. Și acum, dacă sărim iar toate pe tine, spui, dar ce-am spus eu? Dar ce-am spus eu? Păi eu am zis că este eliminată, Mihaela, ce-am zis altceva. Vă deranjează? Păi ai spus că rămâne fără glas. Dacă este eliminată Mihaela, nu aveți ce să mai vorbiți de mine. Punct. Robert. Bine. Logic, nu? Bine, mai vorbim. Și atunci... Ai grijă. Dacă ați... Da, cu siguranță, mă așteptați. Și dacă ați văzut când am scris că o să fie Mihaela eliminată, era și zâmbe de râs acolo. Treaba ta. Joacă-te cu totul. Nu am de ce să mă joc. Denis, joacă-te cu focul. Ascultă ce spun eu m-am uitat la PD. Cam știu cum merge treaba cu ăsta. Un concurent care face rating, un concurent care e votat, n-are cum să fie dat afară. Niciodată. O întrebare am, doamna Ina, o întrebare am și eu la dumneavoastră, nu vă spărați, ce rating face Mihaela în emisiune? Adică ce face ceva plauzibil în emisiune? Nu mă interesează că are... Ce face plauzibil în emisiune? Asta... Desparte cu plus. Desparte cu plus. Că iubirea nu ne arată Bianca. Vrei să spun Denis ceva? Dar eu am zis că nu vreau să vorbesc despre Bianca. De ce tot îmi ziceți mie să vorbesc despre Bianca? De unde spuneți dumneavoastră? V-ați uitat pe buletinul meu și ați văzut că... Și sunt de partea lui Bianca. Denis, păi, iar o dai acum. Urmărim live-urile și știi. Tu crezi că toată păi lumea... Păi poți să țin și cu... Dacă vreau mâine, țin, spui, dacă mâine vreau, țin cu Adelin. Nu e vreo problemă. Denis, nu ne atâții pe noi. Nu mai da cu șapte capete. Tu pui întrebări ca și cum... Dar ce-a făcut Mihaela? Păi și Bianca ce-a făcut? Patru relații? Păi ce-a făcut plauzibil? Spuneți și mie în 9 luni de când este... Păi și bine, te întreb eu. Ce-a făcut o relație care a fost foarte frumos și am văzut? Două exemple, măcar. Ce-a făcut Bianca? Dă-mi exemplu ce-a făcut Bianca. Dați-mi două exemple ce-a făcut Mihaela. Mi-a plăcut. Două exemple. Dar Mihaela a făcut mai mult. Vă zic eu. Mihaela, vorbim ca la piață sau o facem un dialog civilizat? Mihaela a fost singura fată care a intrat doar pe Robert. Iar Bianca nu a stat doar pe Robert, a stat și după Robert. A stat și după Robert și după Laurențiu și după Ionuț Stoica, am văzut că-i fugea. Și după cine? Cu cine a mai fost Bianca? Alex. Da? Alex, serios? Adică stai un pic, diferența între Mihaela și Bianca e total diferită și până la păcatele. Și Mihaela a stat, cu ochii după băiatul ăla de era de la ea, de Nina a băgat în seamă. Cum îl cheamă? Marino, lasă, Denis, pentru că a fost băiat din zona de la noi. Noi ne respectăm. Crede-mă. Noi ne dăm bună ziua, ne respectăm. Denis, și ce a zis dumneavoastră, doamna care este de la Maramureș, că javră înseamnă șmecheră? Da. Cine la, noi, de unde? La noi asta se... Eu nu cred așa ceva. Eu am prieteni din Poiana Izei și nu se păi vorbește noi așa. Noi suntem în oaș, nu suntem în Maramureș. Javră înseamnă că tot acolo nu contează. Aia înseamnă, nu îmi pierdeți. Că e satul mare. Că... Poftim? Javră la mine, când spune javră, înseamnă că ești un om pervers. A, om pervers e altceva, dar nu un șmecher, cum a zis doamna. Nu, așa se traduce la noi. Ok, am înțeles. Așa este, da. Aveți dreptate. La noi javre e un lucru murdar. La noi javre. Pervers, un om, da. Păi normal, javră. Păi cum să-i zici că e șmecher, auzi? Zici javră și șmecher. La noi se folosă des cuvântul ăsta. Nu e adevărat. Ba da. Nu e adevărat. La state se folosă. Depinde în ce context e băgat acel cuvânt.
Depinde de conjunctură. Dacă și, eu. Auzi, Denis, auzi, Denis, și cuvântul tău ți se pare mai josnic de javră ca de prostă? Hai să fim sinceri. Păi ambele, din punctul meu de vedere, am înțeles să debateți dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere amândouă sunt jignitoare. Ok, ambele ok, cuvinte. Una au spus în cameră și una au spus la TV, în emisiune. Ok, am înțeles. Și? E și diferență. Amândouă au greșit. Să rămână. Asumați-vă când greșește. Dar nu veniți să spuneți dumneavoastră mie că zeabră înseamnă că ești... Auzi de Denis, deci pe cuvântul meu de onoare, dacă nu te legi de o nimica, deci de multe ori stau așa și rămân și mă uit cum gândești și cum pui lucrurile. Eram aici cu mai mulți prieteni, uitam, ascultați-mă un pic, eram aici cu mai mulți prieteni, uitam la gale și vine doamna să spună că jeabră înseamnă șmecher. Deci ai niște jargoane de astea și niște fapte, că la un moment dat stau și mă uit, mă, da, băiatul ăsta o ieși pe stradă, o avea și el prieteni. Măi, astăzi Robert în emisiune l-a făcut nebun pe Ionica. Ne vede pe noi, Laura, că ne aprindem. Și da, l-a făcut nebun pe Ionica. Băi, nebunul. Mă, ești nebun? Păi nu mai e băiețeală când faci de-astea. Și ce i-a spus Mihaela? Că jucau și aia a vrut să iasă, cum a spus și doamna Oli. Păi aia a pierdut Mihaela și a stat încă o oră cu susținătorii care i-a donat Cristinei și care i-a donat și ei, dar Mihaela a pierdut. Și pupă-ți aia! Cadâna Biancăi a câștigat, n-a mulțumit nimic, așa a ieșit din live. Și Mihai a spus, hai mă, mai facem și noi un joc. Nu, nu mai fac. Păi nu-i normal, bă, ce jigodie. Nu-i normal că spui, bă, ce jigodie. Ești băiat, bă, dacă erai fată, te înțelegeam pe cuvântul meu de onoare. Măi, o fi o mimă. Există pe live așa ceva? Există pe live așa ceva? Față. Dar tu, băi, spui că ești și sportiv. Păi da, cum mare, să nu înțelegi bune, dar... Îți spun într-o fată când ești, hai mă, ce jigodie ești, de ce nu mai facem un meci? Păi înțelegi să mie... contextul. Să... Nu mai să-mi zici mie așa ceva face to face niciodată în viața asta. Ferească Dumnezeu, păi atunci cu ce anturaj ai tu? Ce anturaj? Păi nu, dar n-ai... Păi dar eu n-am glume de genul ăsta. Ascultați-mă, că dacă citiți din Eminescu, aveți dreptate voi. Acum, ascultați-mă pe mine, ce vă zic. Eu nu am anturaje de genul ăsta. Auzi, Denis, da, o colegă de cameră îți permis să mai faci și glumiță, să mai spui și una și alta. Te mai scăp. Fără să vrei, te mai scăp. Păi, dar depinde de context, stimată, doamne, că nu poți să vii la... Ies la fotbal și acolo vorbim băiețește. Păi nu ne dăm ceea ce nu suntem, că nu-mi place. Fii sincer și corect și dar cum vreau să spun ca dumneavoastră să jignesc pe toată lumea sau ce să fac, că nu înțeleg. Dar de ce jignești? Ia lucrăția, pleznește tu. Hai, că dacă îmi spui că pleznești, eu ia să pleznești tu acum. Ce a zis? Dar eu sunt ca tine să jignesc pe toată vorbești, lumea. Dacă nu știi să vorbești, pleznește tu. N-am zis ca tine, eu am zis așa că ce vreți dumneavoastră să fac, să jignesc pe toată lumea? Aici a jignit-o pe doamna Laura. Măi, e vorba de băiețeală, mă! E vorba păi de băiețeală! Păi stați puțin! E vorba! Depinde de băiețeală! Auzi, dacă să vă dau răspunsul! Catica când vorbește, bă, asta e nebună, să mor eu dacă nu e nebună! Cum păi vorbește urât! Păi și eu ce trebuie să vorbesc ca ea? A, dacă făcea Mihaela sau Lorena așa, știți ce făceați? Uleu, mamă! Auzi, Denis, încă nu, o întrebare am la tine. Păi ție, nu vi s-a părut corect că Radu a făcut bulldozer pe Bianca, dar ieși din toți concurenții din casă. Toți concurenții, păi nu mai e este... un concurent. Uite cât de păi greu îți pare când te jignește și pe tine cineva, când au avut curajul Radu să-i spui, păi e bulldozer, pingă fetele din casă, e bulldozer. Și nu, el ce este? Și el ce este? Băiat deștept că ia cec după cec. Pe spatele exact. Dreptate aveți. E șmecher. Faci băiatul și cinstit. Pe șmecherie, pe vorbă, pe buldozer, pe doamna Cristina de 19 ani care o dat prima dată de cuc, că nu o duce mintea, cu Mihaela mea care m-a târât-o, da, îl iubesc și îl respect pe Radu, să nu mă dea afară, că tot îl zgrabă.
O strâns Da, în păi cum braț să nu-l iubiți acum. acum, acum ați văzut că a făcut alianță cu el, nu? Cu ea. Lasă să facă și ea, să fie și ea șmecheră. Numai Bianca E are greu să nervi, că facă, doamna stați Laura liniștit. explică cum ea Auziți, dacă nervi de el. acum Radu Ea nu o voia, n-are voia, consolat auzi. și eu luat Ea e mai amărat șmecheră că că băiatul, e cel mai șmecher. omenesc, e omenesc ca să simpatizezi cu el când vezi că toată lumea dă în tine, Ea el au mai ales tăcut, e într-o mai femeie. șmecher. Acum să vezi cum se răzbună Ea el cu Radu pătăți. Pentru că Radu e șmecher, ia cec după cec. Și mie Ar el fi la mine bine, nu pentru și afară. că N-are Nu caracterul și tărie să se răzbune așa cu... cred că Nu, vreau să, nu, nu, să răzbun elegant. 2 contra 7. Păi, uitat de Laurențiu, uitat de Cosmin. Exact. Care Laurențiu, domnul Laura? Păi de unde știți Adelin? dumneavoastră dacă stă Dar Laurențiu în dacă nu casă e sau nu stă? implicat, dar dacă e lo Păi adic, de unde pleacă și știți el acum. dumneavoastră, doamnă, că vă dați aici cu presupusul toată lumea? Ia spuneți-mi și Tu mie ce se întâmplă în ești gala cu presupusul. Tu ești cu Spuneți-mi și mie ce se presupusul, întâmplă tu este în Mihaela. gala din 5. Spuneți-mi și mie ce face Laurențiu în Pleacă gală. Lorena, domnul Demon Așa? din Păi ce Timișoara. face? Pleacă Tu știi? Lorena și ia Nu știu, vă întreb pe cecul dumneavoastră. și ia cecul Bianca. Draga Dumnezeu, ta Dumnezeu. buldozer ea. Draga ta buldozer ia Degeaba cecul. încerca să mă trageți noastră de limbă, că nu reușiți. Dar Încă nu ne nu se trebuie știe, nicio pe dacă nu informație s-a de la tine, filmat că ne băgala, uităm la de unde să TV. știe cine ia cecul? Nu ne Când trebuie ați informații de avertizat, la tine, poate că ne să-l ia uităm la ei tot TV. Radu. Dar n-am vorbit pe de ce, că nu știu eu cine ia cecul și cine nu ia. Andrei E, știe pentru că cine ce știm? Ceartă, mahala, circ, toți pe Mihaela, care mai dân care, după aia când ia cecul, să liniștesc, care vede cum și cine ia cecul, pe 5 minute liniște, știi? Ha, bla, 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 bravo, aplauze și Bun, luni iar mare începe. putere, Alex. Ești de Terminați, insigna lăsați-mă jos? în Cine ești pace. de insigna jos? Cine? Uite, te scrie aici Catinca? în A spus că ce-a făcut Mihaela în emisiune. Spuneți-mi cine a făcut mai mult ca eu în emisiune. Ca Spune-mi, cine? spun concurenților. Ca cine? A, Ca da, cine? Bianca a făcut rău. Da, Bianca a făcut rău și Atât. Dați-mi și mie atât. un lucru notabil Exact. pe care l-a făcut Bianca. Un Exact. singur exemplu notabil. Nimic, Exact. praf. Un Umblat singur după not. bărbați. Ocotați să adune bărbați cât mai mulți la număr. Aia Nu, a făcut. eu nu judec Asta e faptul. Te rog să deranjul spui. dumneavoastră. Asta e deranjul dumneavoastră. Da, Uite, uite, da. uite ce nervi face omul ăsta. Eu ies Nu, afară. nu, 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 Auzi, nu, nu, Denis, cu păi Bianca fac te deranjul meu. Păi, săritu. dar eu sunt o femeie cinstită și nu vreau să văd curvărăseală la televizor și minciuni. Pe ordinea de răsăpire, mă, Auzi, Denis, timișorianule. mai are Ordinea curajul Bianca să-i de spui la Mihaela că acum o săptămână ai plâns după Robert și acum vrei băianul? Păi tu l-ai vrut pe Denis, băia Laurențiu când deștept pe era la Și viu, cât de încerc să repede l-a poate... uitat pe Ionut și o sărit în bratele lui Laurențu. Hai Păi, repede să te exact! aud. Păi Lasă-mi, era doamne, să vă Alex, dau lasă și sări pe Laurențiu. Păi vrei să spun că Laurențiu, dacă ocupa în Dacă camera vă dă roșie, să Laurențiu pișa pe botul ea? la vrăjala, e de la Laurențiu să folosi de ea, să-l facă Ia. gelos pe Lorena. Denis, Denis, dar fii sincer, fii băiețaș. Știți că de mult, Hai, știți arată-mi că că de ești un oraș. Arată-mi că știți ești că un de oraș. mult. Zi și mie, Laurențiu, dacă se dă la Bianca o săptămână, îl lasă pe Ionica? Praf în fața lui. Da. Leșinat. Laurențiu, dacă se dă la Bianca, îl lasă pe Ionica, dar fii băiețaș. Fii Da. corect. A, Da, lasă-te. bineînțeles, normal. Așa îmi place de tine. Fii tu Păi băiat și din eu dacă mă duc, oraș. și eu dacă mă De duc la în Tuzla. emisiune, doamna Laura, Fii de oraș. Hai că ți-am iertat jumate din greșeală. Te-am m-ați iertat. Hai că înțeles? poate Și ne eu dacă împăcăm. intru, în emisiune, e top. S-a terminat șmecheria. Despre ce vorbim? Înseamnă că ești Mamă, frumos, Denis, de trei mă. sezoane intri și nu mai intri. Dar nu vreau Înseamnă să că intru, ești pentru că frumos, eu Denis. nu rezist să mi se vorbească așa și mă descalifică în 2 săptămâni. A, Vă dați seama că serios? nu. Deci, tu Am și eu aici la 15 ani de spor la activitate, nu condamn stau lumea că așa, nu nu sunt rezistă în fraier, m-ați casă? înțeles? Dar nu Vin zici nimic chestia Radu asta, să da. facă cu mine figur, că în sezonul trecut căuta mașinuțele pe sub canapele și își dădea cu ouă în cap. Pe cu mine nu merg lucrurile astea, că eu bag direct sub canapea și am plecat acasă. Ceau, Bibo. Am A, dar 15 ani de condamn sport. lumea care... Mie Auză mi-a de cântat, nimic tot ce au bico. Despre tu ce au cântat cine imnul României. Lui a cântat la Slobozia, poate, dar în altă parte nu. Ador modestia ta de Ați înțeles? Și nici la Uriță, Auzi? și nici altul. Da, păi știu că tu vrei să te bași și cu Sorin.
Sorin. Sorin nu v-a zis atunci când a zis că dacă intru în casă și mai face figuri de genul ăsta, mi-a zis că da, dar tu nu știi ce scrie în contract aici, că trebuie să-ți vinzi un ficat, un plămâne, ceva de genul, nu mai știu cum mi-a zis, nu, un rinichi, La scuzați-mă, moment, te pup. De ca bine. să plătești contractul. Apropo, ce ai zis că Laurențiu este violent, nu? Cine a zis? Tu. Că e bădăran. Violent? Că e agresiv. Depinde de Cum ai zis? context. A, păi și tu ce Deci. faci dacă intri în Păi emisiune? exact, el se contrazice. Păi el o El zis te că pup. nu intră din cauza asta. Dar Te eu n-am pup. vorbit de femei, eu n-am vorbit de domnișoarele care sunt în casa iubirii, am referit strict, Auzi? bărbătesc. Da, bine. Bine, tu intri în casă, da? Stai așa, intri în casă. Ok. Vedeți? O super pe biencuta și se face biencuta. Auzi, bă, știi ceva? Dispar. Eu te dau afară. Pe Dacă mâna intram eu în casă, dacă intram eu în mea. Ce? casă, nu-i supla nimeni. Bine, Ați nu înțeles? suflă nimeni și suflă Bianca, că Bianca e cu tupeu, e cu A zis mâna mea. dumneavoastră că eu nu Și este spune pentru ea. tare, Păi eu auzi, dacă bă, intram te zbor. Ce faci? Auzi, pe bă, te mine? zbor. Să mă Da, zboare pe lasă-te cu mine? Bianca. Pe Ce mine? faci? Da. Fii băiețaș. Fii băiețaș și fii corect. Ce Ce pot faci? să fac? Ce îi spui? Să rămână? Pe ce, am pierdut vreun campionat? Ce am făcut dacă mă zbar? Nu mă duc în altă parte sau ce? De ce spui? Atâta vreau să-mi spui. Ce spui? Respect pentru tine, ceau. Care Da, este l-ai lăsat problema? fără cuvinte. Un Să știi că pumn te-a în crezut toată gură. lumea. Toată lumea de aici, Un 500 pumn de în gură. E persoane, problema te-a dumneavoastră, suspendat v-am mai din spus că sportiv. vin. Eu v-am mai spus dumneavoastră că vin ca și soțul dumneavoastră din sportul de contact în care noi, sportivii, avem o disciplină aparte. Să înțeles că vreau eu să mă cobor, Și că te că vreau eu descalifici, că acum să mă cobor la nivelul anumitor persoane de aici, mă cobor că așa vreau dacă nu intri. Au eu. zis, doamna Laura, că din cauza asta nu intră, că nu poate să se tempereze. Că au făcut sport și Păi sparge botul la Bianca. da, și eu l-am Păi și întrebat. dumneavoastră, El până acum a spus că dumneavoastră se sunteți descalifică. mult mai vocal, dumneavoastră sunteți mult mai vocală ca mine și mult mai vulnerabilă. Dacă ați intrat acolo, ce ați face? V-ați luat pe ei la bătaie? Vă Da, întreb pe dumneavoastră. eu bat cu gura. Pe mine mă duce capul Păi, să bat cu gura. Dacă și eu n-aș pot. face o Care este problema? zacuscă Păi capa la tu ai zis că te pisoară. descalifici, e diferență. Păi mă Eu mă descalific simt în caz cu dacă tine. un Păi băiat tu ești face. agresiv. Păi, băi, Mă Denis, tu ai spus că descalific. te descalifici și pe urmă spui de la Laurențiu că e agresiv. Cum Mă face? Că descalific datorită faptului dacă faci un bărbat cu mine, cum a zis Laurențiu lui Robert, că te arunc cu totul. Exact cum a spus și alaltă seară dumneavoastră în privat, asta e dacă adevărat, doamna mâine Laura. pățea. Da. Deci ești Ca Robert. Da, nici păi tu, nu vreau să nici tu fiu nu de te acord mai cu interes pe dumneavoastră tine, deci să mă. crede-mă. Deci Păi. spui că tu nu accepti, că tu nu permiți, că tu... Și dacă spun, Păi păi normal Bianca că nu te permit. jignește pe tine și te Păi cum face să vină buschetat. un... Păi cum să Nu. vină un Antonio să... Păi bun, coleg, ați Lasă, dat-o cu lasă boschetar băieți. acum? Nu, lasă băieți. Ați dat-o cu boschetar acum că i-a zis Giulia lui Cosmin? Păi eu Nu, nu-i permiteam, Bianca dar cum i-a mă spus întrebați pe lui mine? Laurențiu. Te face I-a Bianca zis... cu buschetarul, de unde ai venit și tu? Ce Mie? zici? Păi dar de cum? Adică ne permitem așa? Păi acum și-a permis cu Laurențiu. Păi Nu i-a zis da, nimic că ești boschetat. Laurențiu cât i-a zis lui Bianca până să facă boschetar? Măi, Denis, eu îți spun Dar ceva nu și tu înțeleg. mi-a spus. Dacă Bianca Nu? te face pe tine, că o enervezi, și îți spune, băi, boschetarule, de unde ai apărut și tu? Ce spui? Laurențiu a fost Ferească-mă prea Dumnezeu. Păi drăguț. cum adică, doamnă, dacă ai respect de o persoană, cum adică să vorbească ea cu tine la ușa cortului? Păi Măi, dar Denis! Bianca nu are respect. Măi, Denis, păi Păi vezi că depinde, nu te domnul, mai de înțelegi cine nimic. are respect. Pe Doamna, Ionuț l-a scoate-te făcut afară, vreo... că ne obosește. Lăsați-mă puțin ca să vă răspund dacă tot mă întrebați. Pe Ionuț l-a făcut vreodată domnul boschetar? Pe Ionuț? Da, nu Nu. mai are Tu mult. că e fals și că de ce mai stă în emisiune? De ce nu pleci mai de aici? Și de ce nu te pup cu fetele? Care e problema Da. să te pup? Cine e un pupat? Păi și ce l-a zignit pe Stoica cumva? Păi din moment ce știi că eu iubesc L-a o jignit femeie. da sau nu? Scurt, pe doi. L-a jignit Păi da sau nu? da, normal. Normal Cu că ce da. l-a Din jignit? moment ce mă obligi să mă pup cu o Cu ce l-a femeie. jignit? Păi din moment ce mă obligi tu pe mine și mă pui într-o Așa. lumină proastă ca să fiu Așa. eliminat, de ce mai stai aici? De Păi ce mai stați stai puțin că aici? și el le-a spus fetele și Giulia i-a zis lui Radu, păi da, tu ai zis că noi nu avem cunoaștere, dar tu de acum înainte ce să faci? Ca și cum trebuie răspătată, dacă nu iei cecul, te punem la eliminare.
Asta înseamnă că l-a jignit? Păi da, dar cu Radu trebuie să o pună pe Mantea prima dată la eliminare. Extraordinar. Știi ce mi-aș dori eu să facă Mihaela? Să meargă în casa băieților și să se puie lângă Ionuț. Nu, așa, să stea de vorbă. Să vadă și Bianca cât de bine. Nu uita idei la Mihaela noastră, că așa face. Păi vrei să facă infarct Ionuț, face infarct Ionuț. Bineînțeles, Modelina, dar trebuie să stau aici. Nu lăsați să vă faceți păcate cu Ionuț. Ionuț, v-ați văzut că dacă doar îl întreabă Bianca un pic mai apăsat, deja face pe el să scapă. Cum să se pună Mihaela? Păi face infarct. Mi-ar plăcea lucrul ăsta să-i facă Mihaela. Doamnele mele! N-are tupeul ăsta, dar eu o să uită, Ana. Lăsați-o, doamnă, îi place. Știți care e faza? Că Ionică a venit la ora 12 acasă și aia a venit la 3 dimineața și ce? L-a luat Bianca la rost. Păi despre ce vorbim? Și nu luați dumneavoastră pe mine aici cu ce aș face eu dacă aș intra acolo, dacă nu. Știți ce face Bianca dacă face Vlada de Antonică, joacă fals. Denis, lasă-mă. Dacă face infart... Când te bagi în gura femeilor, trebuie să taci. Suntem 5 femei. Da, dar trebuie să avem un pic mai mult, puțin, păi, așa, limită. Vrei tu să acceptăm ție că nu vrei tu să spui acum ești bombardier, acum ești femei. Dar tu rămâi ca 5 femei acum aici. O iei ca bani. Păi tu spui că ești bombardier dacă te duci acolo, te descalifici cu ei, după așa. Care spui că nu poți să jignești o femeie, dar în schimb ridici... Păi asta v-am zis de la bun început și mai ales dacă e prietena mea acolo, să fi fost în casă, nu permiteam la nimeni să-i se vorbească așa. Cu ce am fost agresiv? Adevărat. Așa, și dacă ție, Robert... Păi și îți spune respect de la bun început, dacă mă respecti pe... Dacă mă respecti pe mine, o respect și pe ea. Dacă nu, nu ne respecti pe niciunul. Punct. De atât ai spune. Care este problema? Păi spun o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, de zece ori, ca să înțelegi. Dacă nu vrei să înțelegi... Deci part... nu te mai descalifici. Nu te mai descalificai. Cum? Înțelegeți numai ce vreți, sau... înțelegeți numai ce vreți dumneavoastră sau uite, mă duceți și pe stânga și pe dreapta? Dar mă duce capul ca să înțeleg ce vreți să, unde vreți să mă aduceți dumneavoastră. A spus o dată, de două ori, de trei ori, dacă nu ai respect față de mine, nici eu nu mai am de tine. Punct. Deci te descalificai sau nu? Da, mă descalificam. Și pentru iubită și pentru oricine. Rupeam contractul în față, plecam acasă, care era problema? Și dacă Bianca te făcea, băi, boschetarule, tu de unde i-a apărut, ce mai zice? Păi nu sunt preșul nimănui. Nu mă făcea pe mine Bianca boschetar și nici Patricia și nimeni altcineva. Pentru că aveam respect față de toată lumea de acolo. E bun. Păi da, mă, respect față de ea, dar ea nu are respect față de tine. Asta e problema ei, domnule, dar nu stăteam eu să mă înjosesc, să mă vadă milioane de telespectatori. Că păi, am jignit-o pe Bianca sau eu știu pe ce. Spunea. Păi doamna, asta zic, asta am zis că rupeam contractul și plecam acasă, dar nici pe ea nu jigneam. Care era problema? Nu ține. Nu. Păi acum un live ai spus că dacă era Diana și ați aruncat cu apa în față, ce făceai? Cine? Diana. Dacă erai cu băiatul ăla acum. Care i-a aruncat care Diana? Diana, doamna? Dragostei. Păi una e puterea dragostei. Păi nu, una e puterea... Acum e casa iubirii, da, am înțeles. Păi iar o dăm acum, doamna Laura, pe ce dăm acolo? Dăm de băieți, de Bogdan Mocanu, de Hamude, de Jador, de băieți cu caracter. Păi dacă erau ăștia în casa iubirii, papițoiul ăștia de sunt toți acolo, nu mai era niciunul. Nu avea curajul să vorbească în fața lui. Eu ți-am dat un exemplu. Nu, ia stai așa. Dacă Lorena ți-a aruncat cu un pahar cu apă în față, ce făceai? Sau te făcea Lorena boschetar, ce făceai? Oricum era și ea descalificată, n-are voie, doamna Laura. Păi de ce să mă paști pe mine dacă eu nu mă leg de tine? Cu ce trebuie să mă paști pe mine boschetar? Adevărat. Uite, te legai de la Laurențiu. Ce e adevărat? Da, Laura, o dau din cola în fanta și mă deranjează, sincer, mă ofticați. Păi, ce i-a zis Bianca lui Andrei? I-a zis vreodată ceva? Cum ai procedat ce a făcut dacă ce a făcut Andrei când Kinga l-a jignit? Ce a făcut? Păi spuneți dumneavoastră. Păi ce a făcut? Zi-mi ce a făcut, că eu știu ce a păi făcut. Spuneți dumneavoastră ce a făcut. I-a zis frumos, cum îți permiți să vorbești așa cu mine, măi, fată?
fetițo, cum i-a zis el. Așa. Când eu nu ți-am trecut ție nici prin față. Și n-a țipat la ea? Păi, dar țipa la ea, i-a zis frumos pe ton, eu știu cum i-a zis. Hai. Doamne, de ce nu? Păi, pe Patrick de ce nu l-a jignit nimeni? De ce? Că și-a impus respect. Alții care au fost chiar la fel, de ce n-a fost jignit? Că și-a impus respect. Păi, pe Patrick a respectat nu, și el. Nu, lăsați așa, că-i dau eu replica. Păi, Patrick, indiferent așa? Ce-i faci, și că e bărbat, și că e femeie, e atât de ponderat și atât de calculat, încât nu spune mă descalific. Eu dacă mergea, mă descalificam. Dar aici la tine e o problemă. Când îți convine, te descalifici, când îți convine, ești domn. Dar tu acum țipi la 5 femei pe live. Nu să păi eu cred că dumneavoastră țipați mai mult ca mine. Eu păi încerc eu să mă fac auzit când vorbesc peste mine. Îmi permit că mă enervez. Și eu n-am da, zis că el mai tare altceva. A intrat pentru mine. El mai tare a intrat pentru mine, dar m-am liniștit că o zis mai ceva. Nu am intrat, doamne, cu nimeni, că nu am intrat să intru în polemică cu nimeni. Dar încerc că doamna Laura să mă ducă pe medicul la Fanta și nu... Să se comporte așa. Da. Lasă, Denis, să fim sănătoși, Denis, da? Da. Bianca nu merită susținută. Ela, dacă atâta pot, atâta fac oricine. Doamna Laura, eu vă las. Asta e. Băi, nici eu nu sunt Denis, domnul Cristi. Mi-a părut bine. Să rămâine la toată lumea, o seară bună să aveți. Mulțumim la fel. Vă salut, seară frumoasă. Bună, Ionuț, bună, te pup, Ionuț Stoica. Măi, mi-e dor de voi, mă, ce ați lăsat în urma voastră, numai... Respect și ție și lui Larisa. Nu să ți încercați să faceți aici. Încercați să mă scoateți gen pe mine cumva agresiv. Da, eu am spus de la bun început, nu acceptam așa ceva. Te respect, mă respect. Nu, ceau, ai terminat-o cu mine. Da. Scurs și dacă doi. Nu te respecta, îi dă de și dacă nu mă respecta, eu rupeam contractul în față și nu stăteam să fac mahala. Eu nu care să este problema? Mi-e dor de voi! Mi-e dor de da, voi, Denis, dar ați fiecare rămas... colorat decât pentru bani, care nu poate și vezi cum zici tu că te... Toată lumea care se stă și înghite pentru bani, alții pentru iubire. Sunt foarte multe lucruri, doamnă, doamna de sub în care nu le știe absolut nimeni. Lumea. Cine, doamna cine mioara, este acolo? Adevărat, da. Sunt doamna și salariile doamna care le au concurenții sunt foarte diferite. Adevărat. Doamna păi și mioara, atunci despre ce vorbim da, care are un rol acolo. Pentru bani. Adevărat. Și că suntem afară și că suntem în emisiune, toți ne luptăm pentru bani. Dar vezi, doamna da? Laura, că nu-ți deștepți pentru bani. Să-ți găsească și iubirea și să plece cu două lucruri câștigate. Eu nu. Vezi că îți plecați cu capul că nu-și deștepți și nu-și ia, ia să caute iubirea în niște. Să plece și cu bani. Ionuț, zi și mie ce spui de Catinca și de Robert ăsta sincerul care iubea și a venit să-și găsească românașe să se însoare. M-am bucurat așa mult că unii oameni abia acum au înțeles de ce spuneam toate astea. Eu te-am înțeles din prima. Din prima. Am intrat puțin aici. Ca să da, fac de asta am intrat aici să fac nervi. Auzi, doamna Laura. E minciună. Auzi, doamna Laura. Da. Eu am altă întrebare. De ce la nimeni nu filma cu camera ascunsă cum a filmat la Robert cu Catinga? De ce? Pentru că și staful s-a prins că e strategie. Pentru că acolo a fost mai nu s-a filmat. Respectul, adevărat. Ai spus o acolo vorbă a fost manevră, de dumnezeiască. Deci auziți, a fost manevră. Deci da. A fost manevră. Păi dacă tu mă vezi pe mine că sunt perversă și că tot timpul șoșotesc și că am ceva, păi nu-i normal. Doamna Laura. Gata, am stins camerele. Ia stați că vă fac. Și vă fac rău. Am stins camerele. Aia gata, a fost manevră. Asta a fost manevră făcută de ei ca să poată să și a negat tot, iar acum a vrut să... Ia stai, Denis! Am vrut da, să... Au vrut să demonstreze. Corect. El oricum, Ionuț, nu va recunoaște și cu fapt că ai văzut astăzi, a spus, ieri a spus că el n-a spus să o pupe. Și exact. Când l-a întrebat Catinca, dacă n-ai fi fost supărat, mai fi pupat,
Da, și aș fi făcut și Bravo, Ionuț pământ. N-am Stoica, spus așa adevărat. ceva. De ce arăta materialul? N-am Ne spus așa aduceți, ceva. ne aducem aminte, adevărat, Ionuț Stoica. Nu vă Auzi? aduceți aminte? Ba da, Ionuț, ba da. Auziți și faptul că Doamna Laura, eu Mihaela nu a avut știu tot curajul și de a timpul adus că telefon. el te-a făcut pe tine cu capul și nu numai pe tine, pe toată casa și tu ai fost singurul care îi prefera să pleci, că nu mai puteai că ajungeai la lucruri așa. Marinel a plecat în miez de noapte de la hotel tot din cauza lui. Toată casa a fost disperată și traumatizată. Da, Știi doamna destul de Stavu, bine că din psihopat a și fost totul paranoia aranjat, noștri dar am fost. lumea crede ceea ce vori. Doamna Laura, dar eu nu sunt cel bun? Ionu Stoica, Ionica e ăsta lui Bianca, să nu-i spuneți lui ăsta Nu, Ionu, nu, nu, dar Ionica. Ionuț de la Casa Iubirii, pe Da, bune, care da, era da, și al... Da, Ionuț, ce are la Ionuț. Lisa? Da, nu are puțin Eu când îi spune urmăritori. Ionuț, la el mă refer, Ionuț Stoica. Nu Ionica, este el, cauza lui nu Bianca. este el, nu este el. Nu este el, iubire. Ionuț, Mai, la... din Vorbiți. poza lui. Nu Poate din este poza el. lui. Nu el. Nu este Ionuț. Ba Ionuț da, are ține prea și tu puțini saunul. urmăritori, Ba da, care iubire. contul mare. Nu, ei, uite-te acolo. Ionuț intră și îmi dă mereu trandafiri. Am văzut trandafiri. Asta Uitați ce... eu sunt. Uitați Cu care contul Dumnezeu. mare, pe cum dracu care 220K. Dacă Dar are el intră 220, el mereu este. când intră, îmi El dă este dacă are ceva. 220. Are 264 264 de chiar. Are 264 de K, el este. Bravo, vouă! Vezi, Da, rămâne Ionuț. emblema. Dar uite că au Eu reușit zic să... asta Cea mai cu câștigată a fost Ionuț, Lorena. care toate Eu fetele l-au vrut și până la urmă toate au plâns pe nu ți-a el. plecat pentru că avea iubit afară. Ionuț putea să stea bine, mersi că Larisa l-a așteptat cum este iubire, să așteaptă Era și și putea să stea câștigător. foarte bine. Dar din Orice curiu cauza... după altul. Hai, spuneți-lui Ionuț că ce l-a jignit Bianca, că este aici. Hai, spuneți-i. Ionuț? Ionuț a dat bine pe Da, lângă să spune Ionuț, că Ionuț. eu Ce plăcut părere de are el, Ionuț? dar eu nu înțeleg știu că să sunt spună. Robert, dar de falsitatea lui Radu ce spui. Îți dai Să seama spună. că Ionuț nu o să spună ție aici în live ce a De ce făcut. să nu să Dar spună să că a spus știu, și la dacă Culisele ai ținere Iubirii? de minte, A spus și la dacă ai Bianca ținere... la Culisele Iubirii că își dorește să câștige Bianca. Cum adică să nu spună? De ce să nu zică? Omul spune ce simte el, ce vrea. Păi, oricum, a fost colegă cu Bianca 2 sezoane. Păi, n-ar Păi putea și să spună atunci. să câștige Păi, Mihaela, normal, Ionuț, îți logic. dai și o vorbi frumos despre Mihaela. Dar păi și de el a vorbit frumos, nu? Dar eu te întreb pe tine, dacă Bianca ieșea afară, îl lăuda vreodată pe Ionuț? E, na. Nu știu. Și spunea să iasă Ionuț finalist? Hai, să te văd. Ba Da. da, vă spun, da, despre tot și Radu și Bianca au greșit, dar nu Pentru pot au ține greșit față de dușmanie. tine, Corect. normal. Am Corect, văzut-o corect, și Ionuș, cu corect. Emanuel. Prima greșeală care a fost în finală, când nu te-a ajutat. Logic. Dar să nu uiți un singur lucru, că Auziți? Radu a fost fratele tău și te-a ars în ultima sută de metri. Denis, păi uiți ce era mai important, cel mai mult l-a ajutat pe Emanuel. Emanuel, dacă a fost plăcut și a rezistat în casă până la Dar bine, nu intru eu în amănunte a fost acum că datorită poate lui ei... Ionuț. Că Păi, Ionuț dar l-a nu intru eu în plăcut pe amănunte Emanuel. acum că poate ei Și sunt cine prieteni l-a acum plăcut și mai n-am eu de tare unde pe să știu. Emanuel? El Păi și l-a n-am eu de ținut unde... pe Alin ca să-i o țină pe Andreea în casă. Nu Nu, Emanuel. Și am... vorba Nu Emanuel am ce a uitat... făcut? S-a asociat cu Sorin și Ai, cu dacă poți să Nicoleta. vorbești, Doamne... Păi nu, Denis, că vorbești și vorbești prostii. Eu vor Păi știu n-am ce vrut eu spun. să... Nu am vrut eu ca să spun despre Emanuel că poate ei sunt prieteni acum. De ce să mă bag eu în discuția asta? Dar de ce? Lasă-mă pe mine că eu am tot dreptul să vorbesc la o adică că am făcut vloguri și știu exact ce s-a întâmplat și nu, eu pot să-i spun și lui Ionuț când l-am certat, îl cert în continuare dacă greșește și pe Emanuel la fel. Eu mi-asum faptele și toți știu. Dar cel mai tare, de asta spun că are suflet bun. Iar cu Leonard mai mă cert, eu mai mă cert, suntem prieteni. Că el spune că are Ionuț Care Leon? suflet prea bun.
Fapt că l-a iertat pe Emanuel, care Emanuel l-a trădat cel mai tare, din punctul meu de vedere. Acum nu știu ce a fost. Suntem oameni buni, credeți-mă, dar contextul Sunt emisiunii trebuie oameni buni, a face zis. greșeli foarte multe, corect. Corect. Corect, Dar Ionuț. fiind caracter și având suflet, automat te redresezi din mers. Chiar dacă greșești, că și eu greșesc și nu există om să nu greșească. Dar vezi că e masă, gata, oprește-te. Dar la Bianca nu mai există. Nu mai există Da. final, nu mai există linie de oprire. Asta calcă pe tot și pe Dumnezeu. Da, da, o spus eu nu Stoica că Bianca e un caracter puternic. Uite în ce sens îi Păi distruge, puternic cu coarne. ia, da, Eu asta păi... trebuie să aruncăm cu apă sfințită ca să o mai potolim. Dar cred că Dar nici aici face efect. care este de acolo cel mai bun pentru dumneavoastră? Pentru mine? El ne Ah. pune întrebări, ești tu în măsură. Dacă știi destul de bine ce am vorbit toată seara, De moment, Lorena, care n-a mai, ce nu ne mai place, este, oameni cu și acum suflet, trebuie miloși să și văd o săptămână pe sensibili, la urechi. nu De panarame moment, care la stă în urechi, cap dar pentru vreau barcă, să-l văd calcă și pe peste o săptămână. Doamna Mioara, vreau să o ascult pe doamna Laura, dar chiar așa am intrat E, de fiecare dată să da, vorbiți nu mai ca dumneavoastră. ție cu fiind circul. cașcavalul. Ce ne Pe place cuvântul meu, așa puțin nouă. respect față de Bianca, dumneai, doamna dacă Laura, nu ce ne dumneai, pune nouă întrebări? concurentă, Că noi după vorbim părerea de seara ta. pe cine... Doamna Laura, Păi noi eu ne vorbesc cu spune doamna nouă Laura, întrebări vă pe mutați cine dumneavoastră susține. subiect. Stă lângă noi, ne aude, vede Nu că ne dăm în ferească-mă, cap despre Dumnezeu. fiecare, despre susținătorul nostru și el vine și ne pune nouă întrebări. Vreau Păi să și aud ce și n-am pe voie cine să pun susții. întrebări? Păi dacă N-am am voie? uscat-o, nu am plecat, am Stați așa, văzut. ce întrebare a pus? Stați așa Păi puțin. eu am Dar pe adresat o cine întrebare la doamna susține? Laura. Ce te ocupă ca și dumneavoastră că vă scrie tot chat-ul că numai dumneavoastră vorbiți de 5 ore? Păi eu nu văd să scrie, nu văd. Păi Ia, uitați-vă Oleana, pe chat. spune ce întrebare, gata că ne certăm aiurea. Spune ce Păi întrebare. eu nu mai știu ce întrebare v-am adresat pe dumneavoastră și s-a băgat să Că pe mă cine răspundă dumneai. Eu susține? v-am întrebat la Ține-mi asistă minte că civică pe cine doamna Laura, n-am? susținem. Păi ți-am răspuns, ți-am răspuns. Dar De pe n-am moment. auzit că dacă vorbește De continuu. moment. De moment. Lorena pentru mine a fost numărul unu. Toată casa a sărit pe ea și n-a spus nimic și n-a jignit pe nimeni. Iar pe Aia mă la interesează pe Orențiu, el. în momentul de față, și mai dau o săptămână, maxim două, să văd ce face. Și după Deci, aceea dau și cu auziți, părerea eu pe cred la că Orențiu. Catinga plânge mâine și vrea să se descalifice pentru că a fost demascată. De mascată, da. Și care a Exact. ieșit, ați Da, văzut că se și simte. Cosmin a rămas Dar mască. toți. A zis, nu se poate, frate! Nu se poate, cât Dar să știți că teatru să joacă. staful o mirosit chestia Eu asta, un stoican. pentru că câte date-uri au fost, la nimeni nu s-a făcut cu camera ascunsă nimic. Doamna Ina, cu tot Bineînțeles. respectul dumneavoastră, eu zic că ei au știut lucrul ăsta și că a făcut-o așa premeditat încât să mai ațintească telespectatorul la televizor să stea pe program. Eu nu Nici de cred cum, că ei nu Denis. au știut că au cablu Nu pus e pe ei adevărat. și... De ce considerați eu o judecați prea mult pe Catica? Eu zic că nu e ea problema, e Bianca. Păi normal Dar că nu-mi scrie hai să problema. spun ceva, Ionuț, tu ai dreptate ce spui în felul tău, dar pe mine n-ar putea să mă corupă nicio femeie sau nici staful să-mi pun demnitatea Ionuț, mea dar cum în ești? joc. Atâta timp cât staful a decis oriunde pleacă Robert să fie camerele ascunse, să-l filmeze, că Adevărat. el nu va recunoaște niciodată nimic și atunci să nu-i mai pună în situația de a spune că sunt mincinoși, atunci Adevărat, statul doamna unde merge Laura. Robert, camera ascunsă și deschisă non-stop, că nu știi când își dă drumul la gură ăsta. Iar Catinca, Adevărat. atâta timp cât face lucruri urâte la adresa Lorenei, nu i-a făcut nimic Lorena și a sărit pe Lorena. Nu i-a făcut Cum adică nimic nu i-a făcut nimic? Mihaela. A sărit direct pe Robert ca să o atace pe Mihaela sub bagheta Biancăi. Asta Adevărat. este ceea ce văd eu în emisiune. Că știi tu mai Asta mult, vă... vrea să vă zică Robert, nu Bianca e de vină. Vrea să zică Robert. N-am Da, înțeles. vrea să Vrea să zică zică că Robert să se Robert e vinovat, nu culce. Bianca. Corect, dar și Bianca s-a asociat cu Robert. Acum, sincer, tu dacă erai în emisiune și îți propunea Dan Andrei, la cum te cunosc eu pe tine, aștept răspunsul tău, și îți spunea Dan Andrei și cu Robert să te asociezi cu ei, că, uite, facem două locuri la băieți, tu te asociezi cu Robert? Robert Dacă este era vinovat. cine? Dacă era Ionuț în emisiune? Da.
Eu nu ți-o susțin nea pe Bianca. Da. Ce scrie aici? I-ați spus șoferii în brațe. Iosif, ai rămas cu șoferii, ferească Dumnezeu. Și faza cu Catinga și cu șoferii, cu Lorena, Bianca, nu, fost Iosif, Bianca ești bărbat sau femeie, sincer. Dacă vrei, te ridic sus. Iosif, Doina, ești bărbat sau femeie, că nu știu. Pe ce cont ești? Al soțului? Aveți comun? E numele tău de familie? Își adună oamenii, corect, Nicoleta. Păi da, ea este arca lui Noe. Ea e șmecheră, da, corect. Ne copim, ea e șmecheră. Iar o dai cu ironie, iar îți sărim în cap și pe urmă totul te superi. De ce trebuie să spui că e șmecheră? Așa face și cu mine. Și noi spunem, nu e șmecheră, zice oamenii, că numai tu vorbești. Păi dacă... De nici ce i-a făcut Lorena Catincă-i. Păi să stac. Spune-mi ce i-a făcut Lorena, de ce a sărit Catinca pe Lorena, de zicei că cine știe ce a făcut. Mamă, i-a dat Instagram-ul, s-a pus în față și ea s-a dus și să tăfălește cu Robert. A, păi nu, că asta a fost la întrumare de Biancă-i. Nu, Bianca cine? A spus că Catinca știe multe de Lorena, dar nu vrea să spună. Adică spui tu după două luni. Da, cum? Catinca a spus că știe multe de Lorena? Nu, Bianca. Larisa. Da, știe, normal că știe. Că Catinga știe multe de Lorena și imediat lor, Catinga, că nu vreau să spun, nu vreau să spun și imediat a spus ce s-a întâmplat cu șoferul când am mers la mare. Mare scopadă. Da, și era un fâs. Era un fâs. Mama, i-a dat Instagram-ul. Păi, e așa, fată. Și dacă i-a dat Instagram-ul, vreau să mă susțin. Nu i-a dat numărul de telefon. Păi ia să călăriște, acum vrea să doarmă pe pieptul lui Robertica. Denis, să doarmă pe pieptul lui toți bărbații. Păi oricum, ajută dracului. Oricum e la remat. Bine ce a spus Mihaia. Și aici ați avut dreptate, doamna Laura, când a spus că Catinca cu paharul în mână, chiar damă de companie. Vă dau cuvântul meu de onoare. Deci vă dau cuvânt, ăsta e defect profesional. Deci ce am văzut la ea, toate avem pahar în mână și eu fac vlog, fac live, stau cu paharul în mână că vreau să mai vorbesc, dar n-am talentul ăla de... Exact. N-am curvă, talentul ăla curvă, de... Curvă ușoară, femeie ușoară, păi, ce vorbim? Că nu mai ești copii. Curvă, ce, panorama. Ați avut dreptate când a spus și Julia că știe, doamne, numai că nici Julia nu-i curată. Da, păi, în momentul când Julia i-a spus că aveam o mamă așa. Dacă aveți 5 bărbați, ar trebui așa femeie lângă tine? Pe bune. Dar n-am vorbit eu aici în chat, spune, uitați ce urât vorbiți. Vă caracterizează. Păi țipiți-o, dar uite, dau eu astea. Așa nu vorbim noi aici, să ne înțelegem noi. Lasă că băia în chat dibagă. Păi spune cum se numește mesajul ăla care l-ai citit tu, băi, Denis, ai fost tu așa... afectat. Ia zi-mi, cum se numește? Ce faza când au dus Mihaela telefonul în emisiune, le-a picat la toți fața. Ai zis tu că dacă ai avea așa o mamă, nu. Că ne cataloghează. Dacă nu ați blocat, s-o dus, eu știu unde e. Lasă-i încolo. Fiecare avem copii și eu am o copii. Uitați aici la user ăsta, am găsit unul. Ce urât vorbiți, vă caracterizează. Bravo. Ne caracterizează și de ce stă dacă vorbim urât? Aveți moderator, de ce nu blocați? Nu știu. V-a scris aici în chat și acum două ore când am fost eu aici de un băiat, Iulius, că vorbea foarte urât și dumneavoastră treceați peste comentarii. Așa, păi, dacă degeaba vă scrie, degeaba vă scrie în chat dacă dumneavoastră nu... Ce urât vorbiți, dă-i șansa. De ce refaceți curve, nu vă este rușine, poftim. Păi, ia spune-mi tu că nu mai gata, că ți-am dat curte. Nu-ți mai dau bloc. Îți dau curte ție. Cum cataloghezi tu o femeie care sare de la un bărbat la altul? E într-o relație da, și pleacă Denis, la altul. Da, Denis, asta vreau să aud, adică ești bărbat. Dar nu. Dar, doamna Laura, eu v-am mai spus, mă repet o singură dată, eu nu sunt nimeni să judec pe cineva, numai Dumnezeu ne poate judeca pe toți. Dar ce faza, pot să spun eu de fata păi acum o săptămână plângeai pe Denis, fata, acum o săptămână plângeai după Cosmin. Sunt română așa. Adevărat, cine? Adevărat. Că le dau curțea cu Mica. Mihaela măcar nu a spus că simte pentru... Mai zis, doamnă, lăsați-mă și cu Mihaela, că a făcut numai teatru. Doamnă, lăsați-mă pe bune dacă are ceva pentru băiatul ăla.
Pe bune, Doamna jur Laura, pe mama mea dacă vă Latifa, mint. vrei Doamna să Laura, spun ceva? spuneți, ce spuneți mie. Oricum e mai atașată decât Bianca de el. Mi-a și rog, sincer. Ce anume? Păi, pe bune, dar v-am lăsat, dar totul dați cu mie aia. Păi, ce am făcut mie aia? Spui lui hey, privat. Hei, eu pe doamne le-am vă spus de la bun început. Mihaela okay, și okay. cu Robert nu s-au iubit, okay. nu se iubește și Mihaela nu să nu spună aici, că atunci. Iubește de ăștia e vin, venele de la mână. Cu Mihaela, nu, dar Mihaela deșată de Robert. Dar e faptul de orgoliu, Denis. E vorba de orgoliu. Toți joacă teatru doar pentru urmăritori. Toți joacă teatru doar pentru urmăritori. Bani și să stea cât mai mult în casa iubirii. Nu mai dăm cu iubire, cu vrăjeală, cu din asta, că nu e nimic. Isabela, am întrebat doamna Laura, nu avem loc aici? Nu știu ce vrei să spui. Auzi, Denis, de loc aici, care vorbește atașată Mihaela de Robert, decât îi o pot Bianca Dități din casă. Auzi, doamna, ne aducem aminte, ascultați-mă Denis, două secunde să ca să vorbim serite. Despre Mihaela. Ne aducem aminte când era asociată cu Robert, nu-i convenea de nicio culoare. Și acum, dintr-o dată, s-a îndrăgostit de el. Eu nu cred așa ceva. A fost la început, când a fals intrat în casă. Și vă spun și de ce a jucat teatrul ăsta. Pentru că ea, în fiecare săptămână, era propusă la eliminare. Și cum ajungea cine, ziua? Cine, Mihaela, nu e adevărat. Doamne, ferească, mă plângeze. Păi nu plângea în fața băieților să nu o pună la eliminare. Auzi, Denis, la fel plânge da. Și Catinca. Poftim pe toți de acolo, da, toată lumea când este în față sau când e să fie votat, gata, pe, s-a văzut destul de clar. Ea a zis că nu este frică acum în gala trecută de duminică, că nu este frică, că pleacă acasă, că ea a zis că pleacă acasă, iar după aia când s-a supărat Giulia și i-a zis că Mihaela a zis că pleacă acasă, de ce nu i-a dat votul, a început să țipe că cum, că eu nu mai vreau să plec, că nu știu ce, nu știu cum, păi de ce asta se frică dacă tot... Asta e adevărat. Asumă-ți că ai zis că pleci asta acasă, cum a zis și Giulia, nu? Păi da, dar oricine își poate schimba părerea. Păi, Denis, oricine își poate... Zici și mie, Robert, dacă nu făcea cuplu cu Mihaela, era eliminat? Da. Dacă nu făcea... Nu știu da. Dacă era eliminat, dacă spus, stau bine să mă gândesc la cecuri pe bandă rulantă. Lui, dacă era, nu știu dacă era chiar atât de eliminat. Dar eu vă spun că nu... Eu vă spun că mi-a plecat mintea lui. Denis, mă auzi? Îi răspundea unul doamna Laura, mă scuzați. Poate au acum eu momente spun... când au vrut să plece, lua cecuri. Da, dar păi normal. Dacă, ascultați-mă la cât de rău era în perioada aia Robert și el nu avea, părerea mea, și nu avea cuplu pe Mihaela, băieții le eliminau și fetele. Distart, da, dreptate. Distart. Dar pe cine, domnule, pe cine? S-a asociat pe și pe Mihaela nu e nimic că s-a pus toată casa cap. Au venit românași și... și s-au făcut, știți cum e, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. Așa e, Denis. Dacă cine a suportat pe Mihaela cu Mihaela era eliminat de mult. Și Mihaela mea. Cine o a suportat pe Mihaela, doamna Laura, ca să rămână în casă? Emma, nu? Nona, nu? Mai spuneți dumneavoastră. Păi, știi care e faza? Că Mihaela, dacă nu e asociată cu Robert... Ascultă-mă, dacă Mihaela nu era asociată cu Robert, Mihaela nu era așa? Praznică și atât de înțepată. Ea, păi nu la era asociată. Atunci nu era asociată cu Robert când i-a zis lui Bia că o scoate prin geam. La început, da. Nu avea nicio treabă cu ea. Păi și atunci, nu avea nicio treabă atunci. Auzi, dar după Denis, cum să face că Bia idonează la Mihaela pe live? Cum să face? E treaba lor ceea ce fac. Acum, păi, nu știu, eu zic ce a făcut în emisiune. Păi tocmai, asta spun. La început, oricine până nu se cunoaște, e normal. Haideți, nu, știu dacă, nu știu dacă este aceeași... Da, Irina. Probabil. Doamna Laura? Bună. Da? Eu vreau să ies subit, dacă eu mă trezesc dimineață. Merge, eu să mă merge. Scoateți dumneavoastră, că eu sunt la muncă. Denis,
Dacă v-am Da, supărat doamnă. cu ceva pe toată lumea, vă rog din suflet să mă scuzați. Eu o susțin pe Mai, nicio Mihaela. problemă, stați Dacă v-am liniștiți. greșit cu ceva, vă cer scuze din tot suflet. Da, până la Miha mea. Sunteți Acum mă bănățean că culc, pe nu vă mine. Nu mai mai mă aud. deranjat așa că ați început să mă luați un pic de sus. E A, ok. până la oșanca mea. Respect, Până la respect, oșanca nu-i bai. mea, la perfecta mea. Aia e perfecta mea. Da. Că rămâne babadochia. Când nu o mai văd, nu o mai văd. Facă ce vrea. Dar cât o văd și o văd că plânge, mi se rupe inima și tot Păi banii de dumneavoastră, la babe și de haideți la să o lăsăm moș. și pe doamna Irina. Hai, vă Păi ai pup zis, și noapte bună. dumneavoastră La a zis că revedere! sunteți de la Timișoara, ar trebui să țineți cu Da! Cosmin, și de cum cu Mihaela. Nu-mi place mie femeiață, mie că eu susțin iubirea, care Da, plânge la Irina, mine, nu spune! care schimbă ca pe ciorap. Mamă, ce Denis, te pup. iubire, Știi doamnă. ce zic? Vă pup, să rămână seară frumos. Ceau! Scoate-mă, Ceau, ceau. Laura! Te Da, pup, păi la... reușit. Și Gata, mulțumesc acum. mult! Te pup! Ceau, Cu drag, ceau, pa, seară pa! frumoasă, ceau. N-ai cum, frate. Irina! Da? Bună Spuneți! dimineața! Da, mie îmi place să mă uit aici la dumneavoastră. Am urmărit și eu până ce a Am spus fost să Patrick și vedem că Nona. Duca s-a Mă supărat pe scuzați. Bianca. O, dragă, Dar și după ce a ești plecat nu. Patrick și Nona, nu mai am urmărit așa. Acum am început iar să urmăresc un pic cu Robert, cu Mihaela, să văd ce mai face pe acolo. Și ce concluzie ați tras dumneavoastră? Nu știu ce să zic. Nu știu, că e păcat de... Mihaela e de la Satu Mare și eu sunt de la Negreșoaș. Mi-am Salut dat și eu sunt seama din după Racea. cine. Da, la noi fetele toate sunt bune. Fete ca lume, muncitoare. Acum nu știu nimic ce se întâmplă acolo. Te salut, Mai dragul, și dragă, tu te duci respect. acum în sezonul 3? Te salut. Iar vrei să fii casetofon? Vă salut, doamna Irina, și eu sunt din Racșa. Da? Și eu le-am spus la fel, că fetele din la... și orice Bravo, greșeală bravo, s-ar stau face bucur. se află la sat. Da. Da. Zi și mie, Domnule, până Dragoș, la urmă sunt când vine copii, e Radu în normal să sezonul aibă secrete 3? între ele și să știe care unul de cealaltă. Dragoș, cine va veni în sezonul 3, după părerea ta? De unde? De aici? Care sunt acum? Bianca, păi Nora Patru? și Patrick, păi după ce ieși, ce treabă mai ai de concurență din casă? Nici care nu-i mai dore Isabela! nici un cot. Să mai Corazul ai și hei după ce Bianca. ieși din casă? Sabeta! Nona și Patrick au avut iar vorbe de laudă la adresa lui Robert. Când? Unde? Iar dați context. Auziți, îi răspund eu la doamna. Păi după ce ies concurenții din casă, mai au nevoie de hate să-și puie românași în casă, în cap? Păi clar că spui, dar ce mă interesează Cred pe că mine și de Robert? Sorin. Păi ok, ca bărbat și gata. M-am scăpat. În altă viață. Ferească Dumnezeu ce-ar fi să facă sezonul 1, sezonul 2 altoit să iasă sezonul 3. Scuzați-mă, Da, Dragoș. numai un pic, scuzați, eu nu știu, aici nu e casa iubirii, e casa despărțirii, după cum am văzut la început. Păi cât trăiește Bianca în casă? Păi, Ați extraordinar. văzut să susțină pe cineva? Ați văzut să susțină pe cineva? Ieri, alaltă ieri, ea s-a arătat filmulețul ăla cu Antoni. Cine era cea mai afectată și cine era cea mai îndurerată? Bianca. Păi dacă e fake, cum adică, doamna Laura, dar dumneavoastră vedeți numai așa? Păi ce vă Cine? arată Antoni în casă? A venit să-și ceară scuze la Vlada? Păi Vlada, v-am spus și în privat astăzi, Vlada încearcă să facă pe cel de acasă care s-a despărțit de el, să facă gelos cu ăsta. Cum au Aha. zis fetele astăzi în bucătărie? Prea ușor s-a lăsat și Vlada. Denis, Ionincă Da. și Bianca sunt reali? Doamne, unde Și vă băi, dacă băieți Bianca ajuns? e reală, de ce nu lasă și pe alții? Că ea nu e reală. De ce ea Și găsește care este... rod la toată lumea? Și care este real Măi, acolo? eu atâta vreme, Ionica cu ea sunt... Întrebați pe Dragoș. Măi! Cum?
Dar de ce trebuie să vă răspund eu cu altă întrebare? Cu Ionică, pe sunt real. Eu? Da, păi sunt nu, eu te întreb pe tine, dar nu spune că toată lumea că sunt falși. Ia cu Ionică, sunt real. Păi n-a zis eu, a zis și dumneavoastră, acum nu mai e nimeni fals. Toată lumea acuză de falsitate. Ea e reală? Că uite, mi-a prins acum țigare în direct. Să mă închidă live. Nu uite, am închidă live. Nu aveți stupor. Și dacă îl închidă, face un content. Lasă-mă, Dragoș, cu contentul ei. Bravo, Dragoș, păi să nu-i zice așa ceva lui doamna Laura Berei, că ia cu ochii imediat dacă îi zice așa ceva. Da, Să ducă. Doamne ajută, dar veni și sezonul 3, că eu, eu nu știu ce ați face dacă ar veni și în sezonul 3. Sincer vă zic. Mamă, bubuie, știi câte vloguri fac? 3 pe zi. 3. Credeți-mă că n-are niciun... Credeți-mă pe mine pe cuvânt că n-are niciun... Credeți-mă... O să fie credeți-mă pe mine pe cuvânt că n-are niciun stres de vlogurile pe care le faceți dumneavoastră. Apoi Denis poate să vină, poate să vină în emisiune să mai colecționeze câțiva bărbați. Sunt malefică. Sunt malefică. Te iubesc, Ionica, am văzut tot ce spun eu și când îi mai dă câte o replică un concurent din ce spun eu, să îmi verzește la față și începe ăla. Așa știi? E, dragul, și a avut 7 iubiri și o să mai aibă, frate, că poate, nu? Corect. Păi, că asta am vrut să spun. Păi Bianca să mai vină, să mai colecționeze bărbați. Corect. Dacă... Păi trebuie să facă 2 mâini. Exact. Poate să facă și 10, nu-i treaba mea sau altă, ce face ea. E, uite, e treaba noastră. Dacă nu-i treaba ta, e treaba noastră. Atât, normal, logic. Nu? Da. Dacă nu era Bianca, de cine să vorbească? Dacă ea a venit din Grecia, spune de toată lumea că minte și că sunt falși, deci, e cea mai corectă. Bianca, dacă nu era Bianca, dar cine pica? Nu era emisiune. Dacă nu era Bianca, numai gata, se desfința Casa Iubirii. Murea Casa Iubirii. Nu vedeți că dacă ea nu deschide subiectul, ceilalți nu știu să lege două propoziții? Păi dar în cap de ea. Dragoș, știi de ce nu ți-a vorbit ție prost Bianca? Mi se pare că era cu Alin atunci. Am eu dreptate? Nu fie cu Alin. Și nu o halea pe aia. Când a intrat Dragoș. Când a intrat Dragoș în casă era cu Alin? Ia, Dragoș. Când a intrat Dragoș în casă, ea era cu Alin? A, păi avea treaba atunci cu Adrian. Era cu Adrian, bineînțeles. Cu Cezar, cu statueta. Vedeți ce știți și dumneavoastră. Îți dai seama că nu mai țin minte, dar ce sunt, am memorie de elefant. Mie trebuie să-mi aduce aminte că prospătez imediat memoria. Păi, nu, păi atunci era cu Adrian și avea o problemă cu statueta, cu Cezar. Ce-am făcut? A trecut un an jumate. Păi nu, că după Denis ar trebui să știu și replicile care le-ați spus. Eu vă las, dumneavoastră nu ați dat, nu ați pus o întrebare, ați dat direct răspunsul. Adică? Seară frumoasă, stimată doamnă. Ce-am zis? O seară bună. Mulțumim la fel. Că era cu Alin. Să știu, ieși. A zis că era cu Alin. Seară frumoasă. Parcă era cu Alin. Parcă era cu Alin. Parcă. Sau era cu Alin. Cu barcă. Păi, fii era, atent. Așa zis. Doamnă Laura. Da, spuneți. Ați vrut user, să vorbiți. Poate este personaj de frate. Așa, personaj. Palo Santo, era da. Cu Adrian Dragoș, bineînțeles. Da, Palo avea Santo. Trecut cu Adrian, să-l pună pe Adrian într-o lumină proastă. Bună dimineața. Bună dimineața. Bă, chiar că s-a făcut dimineața, da, e două. Ha. Dragii mei, nu mai sau foarte mult. Îmi pare rău, dar o să vă las. Mamă, 2:30. Ferească Dumnezeu. Lasă că i-a venit acum Mihaelei unul după sufletul ei. Nu cred că va face deja, că mi se pare foarte asumat. Nu va fi eu în stat, știți. Categoric, dacă nu era Bianca și cu Robert, crede-mă că era un sezon frumos. Dragoș. Deci chiar era un sezon frumos. În primul rând era Nona cu Patrick și acum Laurențiu cu Lorena. Ionuț poate nu pleca, poate făcea un așa fel și venea Larisa. Dacă nu era Bianca, pe cine a susținut dumneavoastră, sunt eliminați și pleacă acasă.
Da. Se întâmplă că ia zi, pe cine am dată când susțin. A, că am pe Nona și-a plecat, pe Lorena și-a plecat. Păi știi care-i faza? Știi care-i faza? Că pe cine a luat Bianca pe lângă ea? A secat. Le-a eliminat. Bravo, ei, și-a șmecheră. Poate să se joace cu rotițele fiecăruia. Dacă îți spui că e șmecheră, de ce nu stai cu ea? De ce nu stai cu ea și nu mai vii la mine? Că eu nu sunt șmecheră. Păi vezi că mă enervezi? Vezi? Și pe urmă când te fac Robert 2, spui că sunt eu obraznică. Dar tu îmi demonstrezi că ești acum, abia acum nu mai știți de glumă, serios. Păi nu fă de așa cu mine, că știi că nu suport. Asta e. Dragii mei, vă las, că deja e 2:30. Ne vedem Robi mâine. Este cel mai bun, așa? Și nu știu TikTok-ul, când, live-ul, când o să-l mai fac, vă anunț. Vă doresc o seară minunată tuturor și ne vedem mâine în vlog. Mai stați 5 minute până la 6:30. Nu, mai gata, gata, că e și gras. 5 minute!